Salut și bine ai revenit la episodul numărul 4 din podcastul, din noua serie de podcasturi Formaio. L-am ca invitat astăzi pe Cristian Doru Barin, un om care a făcut peste $1.000.000 sau cred că sunt și euro deja din cursuri de Photoshop și de 3 ani și ceva conduce, a fondat și conduce startup-ul Ovăz, vedeți aici produsele lor, care deja are câteva sute de mii de euro cifra de afaceri. Înainte să intrăm în discuția pe care sper că te-am făcut curios că o aștepți, câteva chestii. În primul rând, normal, suntem aici la V7, acasă la noi, un spațiu cozy din București, startup-uri, freelanceri, profesioniști, pet friendly. Dacă ești curios de un spațiu de genul, poți să treci pe aici. Și două lucruri spun despre Academia Formaio. Facem cursuri intensive în IT de 6 săptămâni. Dacă vrei să-ți dai șansa să te dezvolți pe partea asta și să începi cariera, ai un link în descriere, te preînscrii și vorbim mai multe detalii. Bun, hai că n-am furat prea mult timp din discuția noastră și eu am aici o introducere despre tine, dar în primul rând vreau să te întreb ce faci, cum ești? Bine, sănătos, am venit la sediu Ovăz și sunt gata să dansăm. Ok, ai venit direct de la sediu Ovăz, intrăm în detalii acolo. Eu ți-am zis, la început mie îmi place să dau eu o descriere așa cu ce găsesc pe internet, Google, search. Sigur. Și pornim de acolo. Sigur. Zice așa, Cristian Barin, eu am calculat 36 de ani, n-am găsit pe nicăieri informația. Un pic mai puțin. Un pic mai puțin. Mai tânăr, mai june. 34. 34, mulți înainte, perfect. Mulți. Și continuăm. Instructor și expert Photoshop, yep. Web și app design. Yep. Asta e o bucată foarte mare, bucată prin care te-am și descoperit acum ceva ani, discutăm și de asta. Eu lucrez la Adobe, lucrez la dezvoltarea Photoshop-ului, dar mai am ceva până ajung la povestea asta de un milion din dezvoltarea Photoshop-ului, da. E altă perspectivă acolo. Peste 10 ani experiență, da, ai, da. Cu, am găsit eu ultima oară peste 230.000 de studenți. Cred că acum am 260.000 și cam 35.000 de recenzii. Ok. Mie oricum numărul ăsta mi se pare ireal, da. Să ai 250-260 de mii de oameni pe care i-ai învățat ceva. Da, da. Care au plătit. Asta este esențial. Pe YouTube găsești milioane și milioane de, da, subscribers și de views. Oamenii ăștia au plătit și asta într-adevăr este o onoare. E ceva deosebit. Și mi se pare foarte tare impactul pe care poți să-l ai acum cu un, mă rog, nu un curs, mai multe cursuri filmate de tine. Sigur. Care constant, adică numărul ăla crește. Da. Fie că tu faci ceva sau nu. Așa este. Continui. După mai e partea de Android Design Studio, unde făceai aplicații Android, exact. Acum ceva ani, da. Timp de 5 ani, da, până în 2018. Eu. Până în 2018 și acolo spuneai că ai generat în jur de $750.000, da. Mare parte fiind profit. Exact. Citesc din articol. Da. Deja am zis peste $1.000.000 din Photoshop și uite, că discutam noi înainte chestia asta. Cumva eu zic sumele astea, nu ca să îți crești în vreun fel imaginea, ci pur și simplu simt că e nevoie de multe ori pentru oameni să aibă confirmarea că ok, omul ăla pot să investesc jumătate de oră, o oră din viața mea să ascult ce are de zis. Sigur. Că dacă a făcut lucrurile alea și neapărat partea de bani, că o să vedem că e mai, da, mult de atât. Așa este. Poți să ascult. De asta fac eu toate lucrurile astea. Complet de acord. Și acum ajungem mai aproape de prezent, director general, cred că ești printre puține oameni care nu și-a trecut CEO. Da. Știi? Inițial am scris adămăsat șef. Adămăsat șef la Ovăz. O mică glumă. E și de la logo, că da, e un căluțul, un, da. Căluț. E okay. Vorba noastră, mănânci calul Ovăz și na, erau foarte multe glume la început de drum. Și am zis, ok, cum să-mi scriu pe YouTube acolo titulatura, ce să scriu, Cristian Barin și mai ce. Și am zis, ok, adămăsat șef. O glumă, na, mi-a plăcut. Eu am zâmbit, m-am distrat. Na. Mai nou am trecut pe fondator Ovăz. Fondator, da, ok. Da. Deci fondator Ovăz, un startup care are ca misiune să schimbe modul în care românii iau micul dejun și prânz. Da, din, da, nou citat, da, găsit la tine pe LinkedIn sau în altă parte. De 3 ani și jumătate. Am ratat ceva major? Ai mai adăugat ceva la tot amalgamul ăsta de informații?
poate de la început de tot, faptul că am început antreprenoriatul cu o patiserie, m-a ajutat sora mea, a făcut un credit la bancă, m-am rugat de ea să mă ajute cu niște bani, fiindcă nu aveam absolut nimic. Asta cred chiar că... înainte de foto și înainte de tot? Da, înainte de orice, cred că aveam 19 ani și împreună cu un prieten am făcut o patiserie, el avea niște bănuți strânși, eu nu aveam absolut deloc, nu aveam nicio perspectivă, nu aveam absolut nimic, m-am rugat de sora mea care avea un job oarecare, mi-a zis, te rog eu frumos, ajută-mă. Și sora ta chiar a făcut un credit pentru tine? Da, a făcut un credit, wow. 5.000 sau 7.000 de euro, ceva de genul ăsta. Și uite, așa am pus jumătatea mea și am făcut prima patiserie în 13 septembrie, unde plecau maxi-taxiurile spre Bragadiru și așa a început povestea. Ăla a fost un succes? Da, Doamne ajută, după aproximativ un an și jumătate, 2 ani, ceva de genul ăsta, am vândut-o pe profit. Am făcut un primul exit profitabil. Exit profitabil e mult zis când vorbești despre o covrigărie, dar na, ăsta este termenul. Okay, am vândut-o pe profit. Aveai, ai zis după 2 ani, da, deci aveai de genul 21 ăsta. De ani. Ceva de genul ăsta, da. Da. Uh-huh. Interesant foc încă o dată. A fost un moment decisiv. Dacă nu m-a ajutat sora mea, nu știu dacă mai eram aici în forma asta. Mi se pare nu știu, o chestie de curaj, de încredere, de foarte multe lucruri. A văzut pasiunea, adică am vorbit cu atât de multă pasiune și eu oricum îmi jurasem că dacă ea cumva nu-mi dă banii, fac orice pentru banii respectivi. Nu aveam cum să ratez oportunitatea asta și atunci am zis, credea okay, așa mult în... Trebuie neapărat, orice ar fi, te rog eu, fă asta, nu contează, trebuie neapărat să facem treaba asta. 100% o fac să meargă și a zis ok. Nici, nu asta foarte mult pe gânduri. Iar asta în condițiile în care încă o dată familia mea nu a avut deloc bani, am fost o familie oarecare, am mâncat pâine cu gem, frigănele bună, și toate cele. Bună, și atunci am purtat hainele fratelui meu mai mare, chiar și haine de la sora mea. Așa era pe vremea respectivă și atunci mă bucur mult că a avut încrederea asta și nu s-a gândit foarte mult. A făcut creditul respectiv care pentru ea era ceva foarte, foarte mare și uite așa am ajuns aici. Super tare! Deci cumva tu ai făcut exit-ul și a fost investitorul din spate. Exact, a fost primul investitor. Prima ei angel investor. A fost foarte tare, încă o dată. Sunt foarte recunoscător fiindcă fără acea patiserie cred că se schimbau mult lucrurile. Din direcția ta. Da. Da. Și asta mi se pare o chestie interesantă de cum lucrurile de genul ți afectează mai mult sau mai puțin tot restul vieții, tot parcursul profesional. Da. Crezi că a avut vreo legătură în Ovăz, în că te-ai dus direcția asta 100%, tot pe 100%, 100%. Că atunci nu era neapărat sănătos. Da. Să zicem, exact. E contrastul ăsta foarte, foarte important. Dar înainte să intrăm un pic în patiserie, aș vrea foarte mult să adresăm niște chestii, fiindcă românii în general sunt super sceptici când vine vorba despre sume mari, despre realizări foarte mari, expert Photoshop. Cine a zis că ești expert? Un milion din aia, 750.000 de aia, de unde asta? Uh-huh. Și unii poate nu au răbdare să stea o oră, oră și jumătate să asculte toată conversația și atunci, tocmai de asta, eu am scris cartea asta, este super, super, mega important pentru mine, un milion din Photoshop. Pe platforma mea, la editura Letra, se găsește peste tot, audiobook pe toate platformele din România. E foarte important de ce am scris cartea asta. Am scris cartea asta din spiritul transparenței. Fiindcă încă o dată, noi o să povestim despre multe chestii aici, dar e foarte probabil că, poate cineva e interesat de aplicația Android și poate nu o să apucăm să discutăm foarte mult despre asta. Și atunci eu am scris totul în carte. Am scris totul în carte fiindcă, încă o dată, mie mi se pare că în momentul în care cauți inspirație, ca antreprenor și asculți tot felul de podcast-uri de genul ăsta, e foarte important să vezi primii 100.000 de euro, primul milion și așa mai departe. Mie mi se pare că pașii aia la început sunt cei mai importanti și atunci... Și cei mai grei, poate? Și cei mai grei, 100%, acolo este partea cea mai valoroasă. Și noi acum, dacă vorbim doar despre un milion de euro și nu știu ce, cum e să conduci o echipă cu 100 de angajați și eu știu ce, pentru public nu mi se pare la fel de interesant. Și atunci, tocmai de asta... E foarte arogant să scriu o carte atât de tânăr, la 30 și ceva de ani, dar toată ideea este să am aici prilejul de a vorbi în lux de detalii despre fiecare etapă, despre patiserie, despre primul e-commerce, despre web design, despre freelancing, despre Photoshop, tot un lux de detalii. De asta sunt 200 de pagini și 9 ore carte audio. Ca dacă vrei detalii, să poți să le ai acolo. Cartea e mai mult biografie sau efectiv găsești și lucruri, uite, eu am făcut asta, adică ca o carte, cum să zic, din care înveți efectiv niște skill-uri, niște... Da. Din punctul meu de vedere, eu am zis în felul următor. Este o poveste, este o poveste pe care ți-o zice cineva. Este poveste 100% adevărată, dar nu este menită pe sistemul, ok, cumpără cartea asta și faci și tu un milion. Sau uite concret cum poți să faci și tu chestia asta. Nu, e povestea mea cum am făcut-o eu. Să știi ce să extragi de acolo și aplici în... Exact, adică în niciun caz nu e un get rich quick scheme sau ceva de genul ăsta. Sau uite cum poți să faci și tu asta. Regret un pic subtitlul, să știi, ai încredere și tu poți face asta, fiindcă editura mea mi-a recomandat să fac chestia asta,
încă o dată, that's not the point. Ideea este că dacă tu ai anumite întrebări legate de orice chestie pe care noi o povestim aici, poți să asculti totul aici în lux de detaliu și dacă cumva cineva vreodată zice, păi ok, bun, stai un pic că, nu știu, sora ta, nu știu, să zicem că era multimilionar în euro. Nu, în carte, care a fost publicată acum 2 ani, poți să afli că nu era deloc așa. Și atunci mie îmi place foarte mult chestia asta, în care dacă apare ceva incorrect în presă, într-un blog, într-un articol sau ceva de genul ăsta, că a avut bani la părinți sau eu știu ce, prietene, totul este în carte. Totul este scris aici în lux de detaliu, poți să afli pas cu pas despre ce e vorba. Și atunci, încă o dată, de asta am făcut-o, nu e vorba despre profit, despre a învăța oameni, nu e niciun mastermind, nu e nimic de vândut mai departe. Și prețul este cât se poate de mic pentru treaba asta. E doar din spiritul transparenței. Fiindcă încă o dată, eu consum foarte mult content de genul ăsta, podcast-uri, tot felul de articole. Și încă mă uit, faci asta. Dar non-stop mă uit la foarte, foarte mult content și mă uit, uite așa și ascult. Ok, cum ai făcut-o? Ce s-a întâmplat? Fiindcă pentru mine mi se pare că e super important atunci când găsim un model, un antreprenor care a reușit să facă ceva deosebit, hai să vedem cum a făcut, ce tehnici a aplicat, cum gândește, care e mentalitatea lui. Și atunci eu mă uit foarte atent la chestii de genul ăsta, dar adesea sunt un pic, mă deranjează un pic lacunele foarte mari, în care tocmai partea interesantă, partea juicy, partea cea mai esențială, primii pași, primii 10 clienți, 100 de clienți, tocmai despre primele asta, greșeli, exact, primele frici. Și primele... nu se vorbește despre asta, Andrei, și atunci... Partea asta pe mine, ca privitor, mă interesează cel mai mult și e o mare dezamăgire când văd chestia asta. Și tocmai de asta, sper să putem să intrăm în lux de detalii, dar dacă cumva omitem ceva și lumea vrea să știe de ce expert Photoshop, de ce așa, de ce așa, totul este scris aici sau cartea audio și în felul ăsta. E ok, că mie mi-e cele mai lungi podcasturi, că nu mă pot abține, deci o să luăm maximum. Da. Nu te-am întrerupt, apropo de ce ai tu cu subtitlul ăla. Da. Și la mine e o, cumva o luptă interioară. Eu mai am un canal în care mai fac content financiar. Și acolo cumva vine instinctul ăla, ok, hai să pun un titlu, hai să fac un thumbnail care, da, că până la urmă te uiți pe niște analytics, lumea vrei să dea click ca să vadă conținutul, știi? Sigur. Cât de clickbait îl faci? 100%. Cât de mult te duci în chestia, știi? Și o pârghie foarte mare. Da, așa este și simt asta și de aici și subtitlul ăsta, la fel, discutam cu editura și Cristian, trebuie acolo ceva și eram, nu trebuie nimica, fiindcă nu da. Asta, that's not the point, trebuie să fie ok, bun. Și mi-au sugerat ei asta și am făcut asta. Deci înțeleg complet chestia asta în care vrei totul să fie ceva cât de cât atrăgător. Să fie atrăgător, da. Dar revenind un pic la pătiserii, da, e un contrast foarte interesant, fiindcă încă o dată, la vremea respectivă 21 pic de ani, nu te interesează deloc despre nimic altceva decât banii. Vrei profit și atât. Nu te interesează nimic altceva. Dacă ai, poți să vinzi orice, poți să vinzi anvelope, poți să vinzi covrigi. Eu m-am avut afacere de coliere pentru femei. Coliere. Perfect. Foarte mare. Nu știam nimic despre coliere. Nu contează. Asta este chestia. Da. În momentul în care ești acolo, nu-ți pasă și vrei să faci orice. Și atunci, tocmai de asta, am vândut o perioadă bună covrigi și gogoși și toate cele. Am făcut încă o patiserie, mă rog, și până la urmă am făcut un exit. A fost tot ok și am trecut pe e-commerce. Pe reducereas.ro, pe redus.ro și era mult mai bine la un birou și toate cele. Și apoi, acolo ce făceai? Ce vindeai? Sau ce... Pe sistemul Zoom, Zfandiel, Groupon, cupoane, okay. Vouchere. Vouchere de reducere. Dar foarte pe scurt, pe măsură ce am evoluat și s-au schimbat anumite principii, mi-am dat seama că acum e un contrast extraordinar de bun, fiindcă îmi pasă ceea ce vând. Și atunci tocmai de asta am făcut produsele astea așa cum sunt, fiindcă anterior nu-mi păsa foarte mult, covrigi, gogoși, nu contează, ulei, o grămadă, fără proteine, o grămadă de calorii, nu conta. Dar acum pentru mine, asta mă bucură și văd peste tot la mai toți antreprenorii, de la un punct contează, parcă impactul e mult zis, dar e un fel de legacy. Pentru ce vrei să fii cunoscut? Că ai vândut anvelope, că ai vândut covrigi sau că ai făcut un produs cu care într-adevăr te poți mândri? Și atunci pentru mine eu iau foarte personal legat de tot ce fac la OVS, fiindcă am văzut, să știi. Vreau să fiu mândru de ceea ce fac și în momentul în care poți să vinzi ceva și să fii mândru de acel ceva și acel ceva să fie bun, pozitiv, benefic. Sau auzi mame cum zic, ok, bun, uite, în sfârșit mă simt mai bine, mi-a ajutat digestia sau copilul meu în sfârșit mănâncă ceva de dimineață, e foarte tare asta. Și atunci, la un moment dat, ajungi ca toate aceste lucruri să conteze foarte mult pentru tine, să simți că faci un bine tuturor. Și atunci, dacă poți să faci și bani și poți să faci și ceva benefic, super tare. Încă o dată, toată lumea vrea profit, facem bani din cripto, facem bani din covrigi, dar la un moment dat atingi un anumit prag și zici, ok, ce altceva pot să mai fac? Cum pot să impactez mulți oameni într-un sens pozitiv? Și atunci asta este ideea la OVS. De asta ne chinuim atât de mult cu toate deciziile care, din punct de vedere al business-ului, nu au sens. Ambalaje de sticlă. Cine mai face ambalaje de sticlă pe care să le livrezi în toată țara la rece? Câte firme din România fac chestia asta? Cine nu folosește zahăr?
și așa mai departe. Am luat atât de multe decizii care, din punct de vedere al business-ului, n-au niciun sens. Când le pui pe hârtie, când calculezi pe partea financiară... Nu dă. De ce ai face asta? Să micșorezi marja de profit din ce în ce mai mult. Cu fiecare decizie de genul ăsta, ți este din ce în ce mai greu. De ce ai face asta, privind la de ce? Fac asta fiindcă cred cu tărie în chestiile astea, cred cu tărie în ovăz și în ceea ce încerc să construiesc. Și atunci, chiar dacă va fi mai greu și va fi un drum mai lung, mi se pare că lucrurile cu adevărat bune necesită timp. Este, încă o dată, e un proces foarte dificil, dar dacă acum, fiindcă e dificil, ne oprim și schimbăm, nu știu, mergem pe plastic de unică folosință și zahăr și chimicale și alte cele, de ce am mai început? Mai bine vedeam de treabă și făceam că în continuare. Că banii se pot face din multe, sau 100%. Poți să bagi timp în multe afaceri. Așa. Mi-a mai venit în minte chestia asta de ce povesteai tu, cum ajută pe partea de vânzări. Eu am făcut vânzări și în ONG, fac și acum, am mai făcut în diferite contexte și de multe ori, dacă eu nu credeam în produsul sau nu credeam atât de mult în produsul respectiv, mi-era destul de greu să fac vânzări, că erau la telefon sau să promovești ceva. Se simte. Dacă îmi crezi mult, îți ușurești și ție treaba de vânzări, pentru că tu când crezi cum crezi tu și te-am văzut când vorbești de ovăz, ești acolo, îți ușurează mult mai mult, adică poți să o zici, nu trebuie să te prefaci niciun fel, o zici, tu crezi în lucrurile respective. Sigur că da, și e foarte important să faci chestia asta, fiindcă este foarte, foarte dificil, este extraordinar de dificil și atunci trebuie să te gândești de ce faci asta. Fiindcă dacă nu crezi cu tărie, ai renunțat foarte, foarte devreme și atunci încă o dată ai nevoie de acea motivație care poate să vină doar din interior, doar din niște credințe foarte puternice, fiindcă altfel încă o dată, așa cum ai zis, bani poți să faci din multe, multe lucruri și încă o dată e o chestie aici super interesantă de ordin interior în care dacă aș aplica același nivel de efort în orice altceva, cu siguranță rezultatele ar fi mult mai mari din punct de vedere financiar. O vă sunt sigur că va fi un succes, discuția este când, dar cu siguranță nu va fi un succes 100x sau 1000x. Adică dacă aș face ceva pe IT, spre exemplu, infinit scalabil, dacă m-aș întoarce la aplicații sau ceva de genul ăsta, acest efort, dacă l-aș canaliza acolo, cu siguranță ar fi mult mai mare. Dar încă o dată, discuția este ce anume vrei să faci în viața asta. Ce anume vrei să faci? Vrei să faci aplicații care să nu știu ce? Sau vrei să faci ceva de genul ăsta care chiar afectează oamenii? Îți afectează, îți influențează cumva și ziua ta așa, sigur. De când te trezești până te culci, ce faci? Așa este. Preferi să fii în mediul ăla, încă în mediul ăla corporate, cu tot ce presupune el? Sau... Sigur, încă o dată, e o alegere și din punct de vedere încă o dată, obiectiv, din exterior la rece, nu prea are sens să intri într-o nișă de genul ăsta. Mai toți cei care sunt pe zona asta de business, pe plan internațional, zic ok, alegeți o nișă cu tavanul foarte, foarte sus. Încă o dată, la patiserii, indiferent cât de bine făceam noi acele produse, puteai să vinzi de atât. Indiferent ce făceai tu, atât era radul, atât se putea și atunci este un cap foarte clar, este un tavan foarte, foarte clar. Îmi place mult asta cu tavanul, da. Nu ai ce să faci. În schimb, când faci o aplicație e mult mai simplu. Când faci un curs, pur și simplu este worldwide, este internațional. La ovăz, cât de departe ți se pare tavanul ce ați intrat voi pe Eu cred că nu știu dacă pot să trec peste 10 milioane de euro, spre exemplu. Și zici cifra de afaceri. Da, cifra de afaceri și nu cred că aș vrea să fac asta. Asta e mai exact. Fiindcă, uite, pe de-o parte, domnul de la BTI s-a ajuns la 100 de milioane de euro și a vândut pe 100 de milioane de euro din ce știu, dar a stat 20 și ceva de ani și nu știu dacă sunt dispus să sacrific atât de mult. Fiindcă, încă o dată, cred că avantajul meu principal în tot ce am făcut în toți anii ăștia de antreprenoriat a fost chestia asta că, din fericire, n-am anxietate, nu sufăr de depresie, chestii de genul ăsta. Sunt foarte rezistent la stres și stresul este în cantități industriale. Și atunci asta mă bucură foarte mult. Dar totuși, pe măsură ce trec anii, și au trecut cam 3 ani acum la ovăz, îmi dau seama că drumul devine din ce în ce mai greu. E ca un vârf de munte. Sigur că e dificil și jos, e dificil și sus. Și devine din ce în ce mai dificil. Și atunci nu știu dacă aș vrea să trec mai mult de 10 milioane de euro, nu știu dacă aș vrea totuși să trec pe plan internațional, să fiu în toată Europa și așa mai departe. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Poate voi reuși totuși să fac un sistem atât de bun, atât de performant, încât totuși să fie facil să și fac să chestia poți asta. Să poți să te mai retragi tu cu timp. Exact. Dar planul meu momentan ăsta este mai întâi 1,5 milioane de euro, ceva de genul ăsta, cifra de afaceri, 1,5 și apoi vedem mai departe ce și cum. Dar mai sus de 10 milioane nu cred. În schimb, încă o dată, dacă aș fi pe aplicații, dacă aș fi pe cursuri, pe web design, pe multe alte chestii, the sky is the limit, oricât se poate. Dar încă o dată, e o alegere personală și mă îndoiesc serios că o voi regreta. Să fiu pe nișa asta mai mică, mai îngustă, fiindcă, încă o dată, cred foarte mult în ceea ce fac
Și na, oamenii de lângă mine, echipa pe care am construit-o, am niște oameni deosebiți la OVAZ și atunci încă o dată simt că totuși merită lupta asta avută. Îți aduce valoare cumva poate și pe alte părți, nu doar financiar. Ok, încercam să mă gândesc acum dacă să vorbim, eu îmi notasem un pic altfel ordinea, știi, să vorbim un pic de Photoshop, dar la cronologic, dar dacă tot am intrat în OVAZ, putem să... No, e ok și în Photoshop, că na, acolo bănuiesc că lucrurile sunt un pic mai simple și cred că e un pic mai simple și mai puțin, că mi-ar plăcea mai mult să ne concentrăm pe OVAZ, că e mai aproape de prezent, mai recent și poate un business cu care lumea poate să relaționeze mai ușor. Când te gândești la cursuri, nu te gândești poate neapărat ca un business, deși și ăla e tot un business. Dar hai să vedem. Eu mă gândeam să te întreb și mă gândesc că ar fi și lumea curioasă. De ce ai ajuns tu să generezi banii ăștia și pe lângă bani să ai 260.000 de studenți, să ai în top 10 multe cursuri pe area asta de Photoshop. Când acolo e foarte mare concurența, adică e conținut pe... nu cred că am menționat, pe Udemy ar fi platforma principală. Da, exact. Că sunt sigur că multe lume o cunoaște. Da, da. De ce crezi că ai fost tu ăla și nu altcineva? Sigur că da. Sau de ce te-ai menținut acolo? În primul rând e interesant că din cauza sau datorită lui OVAZ, cred că din cauza mai degrabă în cazul ăsta, am ajuns pe locul 2, din păcate, pe cuvântul cheie Photoshop. Eram numărul 1 pe cea mai mare platformă Udemy din lume, care acum cred că e evaluată la 4 miliarde. Dar din păcate, fiindcă nu m-am mai concentrat la fel de mult pe cursuri, acum sunt locul 2 și s-ar putea să-l pierd și pe acela dacă nu investesc mai mult timp. Am ajuns acolo în punctul ăsta, încă o dată, fără cupoane, fără lucruri gratuite. Discut foarte mult în carte despre chestia asta, fiindcă e o parte super interesantă. Un român care încă o dată avea un accent foarte, foarte prost, rusesc, tipic, sunt și râit. Pare neverosimil să ajungi în punctul ăla, n-am niciun fel de training formal și atunci să ajung numărul 1, să am 200 și ceva de mii de studenți, este absolut fenomenal. Este încă o dată o realizare pe care nu cred că vreodată mi-aș fi imaginat-o. Dar modul în care am ajuns acolo este cât se poate de simplu. Eu, în momentul în care am început să fac web design pe 99designs.com, o platformă de freelancing în care practic vin tot felul de firme, nu știu, vine un restaurant sau un cabinet de avocatură sau cabinet stomatologic și zice ok, site-ul meu arată urât, desenează-mi altul în Photoshop. Pe vremea respectivă, deci sunt business-uri mici era. Sau neapărat? Variază. Okay. Majoritatea sunt micuțe și zic ok, fă-mi și mie un site mai drăguț, apoi eu iau acel design și îl dau unui programator să-l facă. Tu fă-mi doar designul în Photoshop, încă o dată. În 2010, 2012, 2014, Photoshop era la bază. Acum lucrăm în Figma, în Adobe XD și toate cele. Da, mă rog. Și eu, în momentul în care am văzut chestia asta, în primul rând mi s-a părut incredibil. Un singur PSD să fie 400, 500, 600 de dolari, eram sigur că mai e și altceva acolo. N-are cum să fie atât de bine. N-are cum, sigur vor programare, sigur vor și altceva, n-are cum. Sau e o țeapă. Nu concepeam cu un singur PSD. Și cred că era PSD. Un pic și alta valoare a banilor acum 10 ani. Fenomenal. Era 400-500 de dolari pe care o făceai în cât timp? Eu am lucrat cam 3 luni de, ca un mic background, eu am lucrat cam 2-3 luni ca agent de vânzări. Ca agent de vânzări vindeam cosmetice, farmacii, door-to-door. Deci mergeam prin București cu o gentuță, aveam tot felul de farduri la mine și tot felul de creme hidratante și mergeam la tot felul de business-uri. Bună ziua, bună ziua, vă dau aici niște cremă hidratantă cu parafină lichidă, cu toate acelea. Am stat în training să învăț toate scripturile aia multă vreme și câștigam cam 8 milioane, cum era pe vremea respectivă. 8 milioane, 40 de grade, cu 102 cu autobuzul, foarte, foarte complicat. Primul și singurul job pe care l-am avut. Și în momentul în care am văzut că pot să câștig 600 de dolari, cu un singur PSD pe care îl făceam în 4-5 ore, absolut nu vreau să cred. Eram sigur că e altceva acolo, că e o țeapă, că e o combinație. Și am câștigat primul concurs de 1214 dolari, dacă țin bine minte, la 3 săptămâni, încă mai am nail-ul, la 3 săptămâni după ce m-am înregistrat pe platforma asta și atunci mi s-a schimbat lumea. Dar revenind un pic la Photoshop, eu când am văzut această platformă, îți dai seama, n-am câștigat primul concurs, primul proiect. Am participat la 10-15 și în mod constant eram eliminat sau aveam o stea din 5, dar știi ce, aveam feedback negativ. Mai sunt curios ce, adică cât de multă experiență aveai tu în zero. Tu cu zero experiență te-ai dus în pe platforma asta, aplicai să faci design-uri și după cum le făceai? Pur și simplu, mă făceam un foto și căutam tutoriale absolut pe unde puteam și asta e esența. Acolo de aici pornește. Da, de acolo pornește, fiindcă mă uitam la tot ce găseam pe torente, pe ODC de fapt, că nu existau torente, pe ODC, pe DC++ și așa mai departe și descărcam tot ce găseam de pe Lenda, de pe ODC, deci furam tot ce puteam.
Fiindcă încă o dată nu exista nicio șansă ca în vremea respectivă să plătesc pentru ceva. Nu aveam nimic, nu aveam absolut nimic. Încă o dată mâncam pâine cu ceai în fiecare dimineață. Și atunci să plătesc un abonament la Linda era așa, absolut nu exista așa ceva. Și furam absolut tot ce se putea și pe măsură ce am trecut printr-un curs Photoshop, al doilea, al treilea, al patrulea, al zecelea. Și curs gratuit ce găseai? Nu, sau Linda de obicei. A, descărcate, ok. Da? Okay. Plus altele de la tot felul de alți instructori. Erau destul de puțini instructori pe vremea respectivă, dar m-a frapat că era foarte plictisitor. Era mega, mega plictisitor și tot ce vedeam în acele cursuri era o chestie foarte lentă, o teorie din partea unor instructori care nu trăiesc din asta, nu trăiesc din design. Ei trăiesc din predat și se vedea asta, se simțea asta. E ca un profesor încă o dată care preda antreprenoriatul, dar n-a avut niciun business. Îți dai seama că ceva parcă nu e acolo. Principiile sunt ok, dar îți dai seama că ceva nu e acolo. Se vede în voce. Și niciodată nu se întâmple nici exact aproape de cum îți povestești. Așa e. Și atunci încă o dată, eu tot descărcam și descărcam unele Photoshop for web design, Photoshop pentru avansați, Photoshop avansați web design, cele mai bune pe care le găseam. Și cele mai bune, cele mai avansate erau foarte plictisitoare. Și am început să măresc viteza, să dau la 1.5x, apoi la 1.7, apoi la 1.8, la 2, la 2.2, fiindcă mă plictiseam. Erau 6 ore de material în care putea să fie totul condensat în 20 de minute. De asemenea, era foarte mult material de umplutură, îmi zicea despre brush-ul, despre 20.000 de setări, care nu erau practice, nu erau utile, nu asta aveai nevoie în câmpul muncii, să zic așa. Erau niște chestii care pur și simplu ți le predau așa de dragul de a mai face niște content. Și eu când am văzut chestia asta, încă o dată, inițial, normal, eram deschis, nu știam nimic, ok, și am trecut 5 materiale, 10, pe măsură ce am trecut prin toate cursurile pe care le-am găsit peste tot, și din fericire încă o dată, pe DC++ era în principiu mai totul pe acolo, mi-am dat seama, ok, băieții ăștia nu știu ce fac, dar pe cuvânt eu pot să fac un curs mai bun, deci nu știu ce fac ăștia în 6 ore. Dar cumva după cât timp a apărut fraza asta, eu pot să fac ceva mai bun? Probabil câteva luni. Câteva luni. Asta, da. Adică pe măsură ce am început să câștig pe 99 Designs și am văzut că am început să câștig mai mult decât câștigau alții, atunci totul era transparent, se vedea câți bani câștigai toate cele pe 99 Designs și vedeam că pare că mă descurc, pare că merge treaba. Adică eu fără experiența anterioară, după câteva luni de zile deja am făcut câteva mii de dolari, stai un pic, am făcut 4.000, 5.000, 10.000, 12.000, 15.000, stai un pic, prietene, pare că ceva e aici. Cum de câștig fără nicio experiență și vedeam că erau niște jucători foarte grei acolo, puteai să le vezi după ce se termina concursul, puteai să vezi designul lor și vedeai cât de buni sunt și atunci am început să-i evit, să văd ce și cum și mă gândeam cum pot să-i fac eu pe băieții ăștia. Fiindcă eu dacă am 3 luni experiență, el are 5 ani plus 3 luni. Da? Eu dacă am 6 luni, el are încă o dată 5 ani plus 6 luni. Și atunci cum aș putea eu vreodată să devin la fel de bun ca ei sau să-i depășesc? Nu am cum. Și atunci încă o dată, mergând pe firul ăsta, tot căutam cursuri care să mă ajute în sensul ăsta, căutam articole care să mă ajute în sensul ăsta, să-i fac cumva pe băieții ăștia, fiindcă știam că, încă o dată, nu pot să bat pe un băiat care are 120 de kg și 2,10 m și atunci trebuie să fii inteligent dacă vrei să-l bați. Și asta tot căutam și pe măsură ce am văzut că, încă o dată, nu găsești nimic informație calitativă, nu găsești nimic cu aplicabilitate, ceva ce poți integra imediat în workflow-ul tău, în procesul tău de muncă, am zis, ok, băieții ăștia nu știu ce fac, dar eu cred că pot să fac mai bine treaba asta. Și uite așa am început, după ce am descoperit Udemy, a fost așa o chestie în care trebuie să fac asta, fiindcă pur și simplu nu vorbește nimeni despre asta. Eu vindeam cosmetice, câștigam mai milioane, am vândut înainte, cosmetice, da. După care în câteva luni de zile am făcut $1000 din treaba asta. $1000 pentru mine, trebuie să înțelegi, $1000, mă simțeam ca un traficant de droguri. Înțelegi? Nu exista așa ceva în familia mea, nu am pe nimeni în familia extinsă sau ceva de genul ăsta, în antreprenoriat sau să facă bani. Și atunci, în momentul în care eu am văzut că câștig banii ăștia atât de mulți, încă o dată mi se părea fenomenal și mai mult decât atât, și despre asta vorbesc foarte mult în carte și în cartea audio, cu la fel de multă pasiune, e într-un fel ca un drog, fiindcă știi foarte clar că numărul de ore egal numărul de bani câștigați. E o corelație foarte clară. Cu cât lucram mai mult, cu atât știam că o să câștig mai mult. Și atunci era foarte simplu. E ca pedala de accelerație. Dacă o conduci, știi că dacă apeși mai tare, te duci mai tare. Și la fel era și aici. Și am început să îmi împart ziua în sesiuni, în 3-4 ore, sesiune de dimineață, după amiază, după sala de forță. Da, intervenit etapa aia, poate când ai optimizat, ai învățat lucruri. Da, după vreun an și ceva, mi-am dat seama că ok, pot să fac asta și pot să câștig mulți bani. Și foarte pe scurt am câștigat $50.000 până la urmă. $55.000, $58.000, ceva de genul ăsta. Lucrând din ce? În principiu, din freelancing. Da, iar asta încă o dată, după vreun an și ceva, încă o dată ce am făcut, am luat acel împrumut de la sora mea, dar din păcate patiseria pe timpul verii nu mergea bine.
Și atunci eu făceam un fel următor, eu stăteam acasă și făceam 99 designs, iar colegul meu, asociatul meu de pe vremea respectivă, stătea mult mai aproape la 5 minute de covrigărie, se ocupa de oameni și de toate cele, de controle, de contabilitate și așa mai departe. Și eu practic într-un fel eram forțat să câștig pe 99 designs ca să bag bani în firmă, ca să o susținem, fiindcă încă o dată, dacă na, firma e pe pierdere, de unde s-a dus? Și încă o dată, vreo două luni și jumătate. Deci aveai și toporul în spate. Exact, și trebuia să fac treaba. Care era sus ridicat. Da, și încă o dată a fost o chestie în care, na, multă, multă motivație. Știi ce vreau să mai extrag de aici, să nu uit, te-am lăsat să termin fraza. Mi se pare, deci ce povestești tu, cumva e și faptul că ai intrat atunci când a trebuit pe... Adică se poate face asta și acum, dar acum concurență mult mai mare, prețurile sunt mult mai mici. Eram curios dacă tu vezi în momentul de față, pentru cineva să zicem 19 ani, 20 de ani, cum erai tu atunci, dacă vezi vreo nișă sau vreo activitate pe care putea să o facă să genereze genul ăla de rezultate pe care le-ai avut 100%. Atunci. Încă merge, 99 Designs, încă merge, Fiverr, încă merge, sunt practic orice nișă poți să-ți alegi. Și poți ajungi la sumele astea de 50.000 da. Pe lună? 100%. N-am niciun dubiu. Adică eu acum, asta mă bucură că până acum am investit 300.000 de euro în OVAZ și dacă îi pierd pe absolut tot și rămân fără absolut nimic și îmi vând absolut tot, eu oricând pot să mă apuc de orice legat de design și sunt sigur că o să reușesc. Fiindcă încă o dată, este foarte, foarte simplu. În momentul în care tu poți să generezi... Chiar și cineva care începe de la zero, că da, tu, da, tu ai brand-ul în spate. 100%. Nu, să știi că nu. Asta îmi place. Pe 99 Designs nu contează cine ești. Pe Fiverr nu contează cine ești. Doar ce faci. Doar tot ce faci și ce produci. Uite, ăsta este produsul. Dacă e bun sau rău, el vorbește. Dacă produsul e prost, atât contează. Nu contează pasiunea din spatele meu, ce fac eu. Produsul este tot ce contează și atunci asta mi-a plăcut. Asta mi s-a părut genial, fiindcă încă o dată erau băieți din New York care făceau design-uri incredibile și aveau calculatoare excelente și toate cele. Eu stăteam acolo în hanoracul de la sora mea cu un tub CRT, cu o tentă Rozalie și puteam să fim de la egal la egal. În momentul în care clientul ne vedea design-ul, nu conta că eram încă o dată pe un scaun de lemn fără spătar și un tub de la catodic imens. Nu conta, eram la egal, la egal, chiar dacă tu aveai 10 ani de experiență și lucrai pe un iMac și eu știu ce. Asta e partea care mie îmi place foarte mult. Multe lucruri, cred că în chestia asta digitală, globalizată, funcționează pe principiul ăsta. Adică ce știi să livrezi, ce valoare poți să aduci, exact. Aia e cântărită, nu diplomă, nu 100%, nimic. Nu contează absolut deloc și atunci tocmai de asta. Ok, deci tu design ar mai fi ceva care îți vine minte? Din punctul meu de vedere, designul mie îmi place foarte mult. Adică sunt sigur că mai sunt și alte nișe. Dar designul îmi place foarte mult fiindcă este extraordinar de simplu. Foarte multă lume și asta tot încerc să transmit studenților mei. În momentul în care tu vrei să desenezi ceva, te rog, nu te apuca, din punctul meu de vedere, încă o dată, e foarte important aici, nu te apuca de digital painting, nu te apuca să faci retouching, nu te apuca încă o dată să faci dinții mai albi și chestii de genul ăsta. Nu asta este ideea. Fă o copertă de carte, fă un banner pentru Facebook Ads, faci o reclamă. A, ceva care se vinde, adică du-te și în piață. Sigur. Deci e simplu. Eu la OVAZ, uite, am o etichetă, să zicem, cam urâtă, da? Fă o etichetă mai bună și atunci acea etichetă o să mărească vânzările cu 10%, să zicem, sau cât o fi. Și îmi permis să te plătesc 300-400. Exact. Deci eu vând, nu știu, de 50.000 de euro cu un site nou. Cu rată de conversie mai bună o să vând de 60.000 de euro, 10.000 de euro în plus pe lună, 120.000 de euro pe an și atunci nu îmi permit să-ți dau și ție, nu știu, 1.000, 2.000, 5.000 de euro. Este foarte, foarte simplu dacă privești din perspectiva asta. Dar mulți studenți, din păcate, se duc pe chestii, pe proiecte fun, pe proiecte distractive. Hai că desenești eu acolo ceva, nu știu, să fac un monstrulet, să fac nu știu ce. That's not the point, din punctul meu de vedere. În design asta e mișto, în Photoshop poți să faci orice și iubesc chestia asta. Photoshop încă o dată nu este pentru web design, dar poți să-l folosești pentru web design. Photoshop nu este pentru animații, poți să faci animații în Photoshop, poți să faci editare video dacă vrei în Photoshop, fără nicio exagerare, sau 3D sau orice altceva. Ideea este, depinde cum vrei tu să folosești. Și atunci încă o dată, când te așezi la acel calculator și ai pagina aia goală, tu poți să creezi valoare pentru companii. Încă o dată, uite-te în România, caută orice prestări servicii. Caută, nu știu, firme care, nu știu, îți montează tapet, firme care fac orice și o să vezi site-uri din 2002 care sunt pe prima pagină pe Google. Desenează asta în Photoshop, trimite-le un mail și spune, ok, salut, uite, eu sunt Cristian, mi-am permis să-ți fac designul ăsta. Dacă vrei să îți mărim business-ul semnificativ, uite, putem să discutăm. Am un prieten care e programator. Și tu îi trimiți direct designul și vinzi implementarea. Nu, pur și simplu trebuie să-i vin și designul, dar mai întâi îi dai PNG-ul, uite cum ar putea să arate site-ul tău. Eu cred că dacă tu faci asta, Andrei, și implementezi site-ul ăsta pe care eu ți l-am desenat, eu cred că vânzările o să crească semnificativ. Vrei să vorbim despre asta? Ok. Asta este pitch-ul. Și atunci, încă o dată, pe de o parte să faci un portofoliu și ai câteva site-uri reale de la firme reale, încă o dată, menționezi acolo că na,
ai redesenat site-ul Ovăz, dar nu ești angajat oficial. Este doar de practice, da, de exercițiu. Da. Faci chestia asta și dacă firmele respective nu te angajează, nu e nicio problemă, ai portofoliu și te poți duce să te angajezi la o agenție de web design sau unde vrei tu. Uh-huh. Și atunci nu ai cum să... Pur și simplu este inevitabil că la un moment dat să ai o șansă. Fie să te angajeze cineva, fie să devii freelancer, sunt atât de multe posibilități. Dar încă o dată, asta este paradigma pe care trebuie să o înțelegi, perspectiva pe care trebuie să o ai, trebuie să generezi valoare pentru acele companii. Nu desena chestii de dragul de a le desena, nu fă proiecte de divertisment. Eu văd asta foarte, foarte mult la atât de mulți studenți, văd în mod constant greșeala asta. Mi se pare interesant mindset-ul ăsta că cumva când vezi că ești plătit $500, $1000 pe un design, inițial poate să se pară, cum ai zis tu, mult exagerat, ce e asta, alții muncesc o lună pentru banii ăștia. Dar când pui problema că tu le generezi lor, tu aduci valoare, sigur, tu le aduci lor clienți, vânzări, sigur, bani, poate să pară mică suma aia. Exact. Poate asta să pară mult chestia. Mai mică. Asta și să-ți dai chestia. Seama munca pe care o faci tu cât valorează într-adevăr. Dacă devii, bine, cred că ce trebuie menționat foarte mult, că e și muncă. 100%. Adică nu deschizi Photoshop-ul, dai 3 click-uri și adică sigur că da. Trebuie să pui tu un pact cu tine că sigur. Mergi pe chestia asta și înveți. Da, 100% și practic, durează și mult. Și faci timp acolo. Așa este. E fără îndoială munca, fără enorm de multă muncă, nu ai cum să reușești. Pe editare video ai ceva insight-uri de nu știu cât se câștigă în freelancing sau dacă e... Se câștigă foarte bine, mai ales acum cu tot felul de podcast-uri și tot felul de content. Încă o dată, nu ai cum, dacă te axezi pe chestia asta să generezi valoare, poți să faci orice. Din fotografie poți să faci dacă vrei, din editare video, din animații pe After Effects, poți să faci absolut orice, atâta timp cât ai disciplina necesară, atâta timp cât ai anumite chestii pe care tu trebuie să le respecti. Încă o dată, să crești productivitatea, să știi cum să obții maximum de la tine, cum să te concentrezi, cum să fii în starea potrivită și așa mai departe. Adică sunt enorm de multe lucruri care... Cum să zic, din punctul meu de vedere sunt două tipuri de lupte. Este lupta exterioară în care ai angajați și trebuie să te chinui ca pe ei să-i motivezi, să-i faci să facă respectiv. Ai clienți, ai furnizori. Exact, ai, da. Chestii externe pe care nu le poți controla, care poate îi poți influența într-un fel sau altul, dar nu îi poți controla să zic, ok, iau așa. Nu există chestia asta, micromanagementul ăsta atât de direct. Și atunci este destul de dificil, dar mai mult decât atât este frustrant. Când simți că o persoană de lângă tine ar putea să fie de 10 ori mai bună, dar nu poți să o faci să devină, te rog eu, fii atent, închide muzica, fă așa, du-te asta, fă asta. Și simți că nu, pur și simplu, e frustrant. Uh-huh. Deci asta este un tip de luptă în care îți faci o echipă, ți-o formezi și încerci ușor să influențezi, să-i duci pe calea cea bună. E un tip de luptă, adesea frustrantă. Pe partea cealaltă există lupta interioară. Și lupta anterioară este cel puțin la fel de dificilă, dar este mai puțin frustrantă, fiindcă te lupți doar cu tine. Și atunci, dacă tu ai o relație bună cu tine și nu ai multe probleme de ordin personal, este foarte, foarte bine, fiindcă încă o dată tu știi foarte clar că dacă treci prin 10 cursuri, 50 de cursuri, te vei apropia de punctul tău de final. Simți că cu cât te concentrezi mai mult, cu atât este mai bine. Cu cât ai grijă de corpul tău, cu atât vei fi mai productiv. Și atunci este mult mai bine partea asta că ești în control. Încă o dată este foarte dificil și chestia asta, dar măcar nu simți frustrarea aia, că nu pot, nu omul ăla, dacă doar ar face un pas, doar ar fi mult mai bine. Și atunci, de asta mie îmi place foarte mult chestia asta, că poți să generezi enorm de multă valoare de acasă sau de oriunde, că e After Effects, că e Premiere Pro, că e Photoshop, că e orice altceva, doar având grijă de tine, doar având grijă de propria ta minte și aplicând anumite tehnici și proceduri așa încât să devii din ce în ce mai bun, fiindcă încă o dată, eu nu cred în talent, în creativitate. Cred că asta e prima chestie pe care o zic în cursuri. Nu există, eu nu știu să desenez. Sunt acii. Încă nu știi. Nu, și nici n-am de gând, fiindcă nu este necesar. Nu sunt creativ. Nu stau cu color swatches aici să văd, o aleg albastru ăsta sau ăsta. Designul este mai mult matematică decât poezie. Designul înseamnă o suită de principii. Designul pe care îl zici tu, sigur, partea de site-uri, partea sigur, de... aplicații, Facebook ads și da, așa mai departe. Da. Nu trebuie să fii creativ, nu trebuie să fii încurată, să porți o flanelă și să ai părul nu știu cum și tatuaje. Nu e deloc pe sistemul ăsta. E vorba să respecti anumite principii. Și atunci, din punctul meu de vedere, eu cred că pe asta trebuie să ne concentrăm. Respecti acele principii și ok, poate nu ți iese de 10 din 10, dar cel puțin îți iese de un 7 din 10. Și asta le zic studenților mei, ok, ai cursul ăsta de 20 de ore de web design, încă o dată, nu o să te fac de 10 din 10, să faci site-ul de 50.000 de euro, dar o să faci de un 7-8 din 10. Și pentru marea majoritate a firmelor, pentru cabinetul stomatologic, pentru restaurantul ăla,
8 din 10 este suficient. E suficient pentru că nici n-ar putea să plătească pentru exact. 10 din 10. Exact. Empatizez mult cu chestia asta ce ai zis tu, partea interioară. Am făcut la un moment dat un clip, 7 lucruri de făcut până la 25 de ani pe canalul meu. Multe erau în zona de finance, că pe aia mai concentrat. Sigur. Și ultima a fost mult mai general spus decât ai spus-o tu, fă pace cu tine. Da. Și prin asta voiam să zic și am observat-o pe pielea mea. După ce am acceptat niște lucruri, am învățat niște lucruri, partea de sport, ce ziceai și tu, toate astea înglobate, poți să livrezi și să faci atât de multe lucruri într-o zi, încât te întrebai, păi eu ce făceam înainte, știi, în zile, ce se întâmpla. Da. Așa este, așa este. Dar încă o dată, totul începe de la chestia asta și să fii tu ok cu tine. Ceea ce, din ce îmi dau seama, este foarte, foarte greu și încă o dată, eu sunt foarte recunoscător că nu am problemele astea. Pe măsură ce asculți pe Audible și tot felul de podcast-uri și interviuri, îți dai seama că sunt multe persoane care simt nevoia să plece în munți, să se ducă în India, să se regăsească și toate cele. Nu îi judec, dar mă bucur că eu, din fericire, nu am avut problemele astea și astea, cred că chestia asta, capacitatea asta de a rezista la stres, cred că este principalul meu atunci și pot să merg mai departe. Dar atât timp cât tu... Crezi că poți să-ți mărești capacitatea asta de a... Cred că... Cum ai putea să... E vorba de un reframing, să vezi aceeași situație dintr-o perspectivă diferită. Fiindcă încă o dată, foarte pe scurt, unul din colegii mei zicea, ok, păi da, eu ce fac aici? L-au văzut că eu car cutii. Știi, eu expediez niște cutii, dar în definitiv car cutii, le pun niște produse înăuntru și aia de sunt un cărăuș. Și ceea ce factual este adevărat. Pe partea cealaltă, el este un om de bază de acolo și cunoaște toată firma, toate procedurile, este de la începutul firmei. Este un om pe care eu îl respect și am mare încredere în el. Și cu el practic am reușit să construiesc chestia asta. Și el încă o dată, când vând o văz pe 10 milioane de euro sau eu știu ce, sau în momentul în care toată lumea recunoaște o văz, el poate să zică, eu am fost acolo la început, eu am făcut procedurile alea, se poate angaja oriunde, el va fi foarte, foarte bine din toate punctele de vedere, din punctul meu. Știi? Și atunci și asta este adevărat, că el m-a ajutat enorm și că este o parte semnificativă din această echipă. Și atunci cum e? Ori e un cărăuș care poate fi înlocuit cu un muncitor necalificat, sau e o parte esențială și o parte din sufletul echipei și a ajutat semnificativ la construirea acestui business. Da, deci care este reframing-ul, să încerci să vezi... Exact, fiindcă încă o dată ambele sunt adevărate. El poate fi înlocuit cu un muncitor necalificat, teoretic, și pe partea cealaltă încă o dată, fără el nu se putea face chestia asta. Și atunci depinde de tine cum preferi să vezi lumea. Și atunci de aici cred că apare problema asta cu anxietate și cu toate cele. Și cred că probabil, cred că se poate ajusta, cred că s-ar putea așa, face. Și eu cred că ar putea ajuta, dar cred că e un proces lung dacă 100%. Ești în situația respectivă. Adică trebuie cu răbdare. În niciun caz, dacă cineva se simte foarte stresat, din prima a făcut un reframing și sigur, e totul simplu. Fiecare dar are cu drumul timpul, lui. Cred că... Ideea e că fiecare are drumul lui și nu încerc să minimizez chestia asta. Sunt sigur că pentru anumite persoane e foarte, foarte greu să te dai jos dimineața din pat. Încă o dată, nu am trecut prin asta, nu știu cum este, dar îmi imaginez că este foarte, foarte dificil. Dar din punctul meu de vedere nu e altceva de făcut. Degeaba încep să faci o văz, degeaba încep să faci freelancing și toate cele, fiindcă bănuiesc că e ca și cum te simți că te trage cineva în spate. Te simți ca și cum încă o dată, care 100 de kilograme în spate și atunci mult mai bine este să-ți rezolvi problemele și apoi să poți să fugi, poți să zbori. Fiindcă nu ai cum, n-ai cum, fiindcă vei claca, e atât de multă presiune, e atât de multă competiție, cum zici tu, pe freelancing și în orice, încât dacă nu ești bine cu tine, vocile alea ajung, nu e suficient de bun, nu ești. Încă o dată, eu am câștigat 50.000 de dolari, dar trebuie să ții cont, rata mea de succes este de 13%. Eu pe final aveam 13%. Ai pierdut multe proiecte până să ajungi. Enorm de multe proiecte. Literalmente vreo 400 de proiecte am pierdut. Și munca nu era plătită. Nu, adică absolut deloc. Depuneai design-ul. Îți dai seama cum te simți? În momentul în care lucrezi, uneori stăteam până la 1-2 dimineața ca să termin proiectul înainte de deadline, că se încheia concursul, și apoi eram eliminat. Nici măcar nu-mi zicea ceva. Și tu zici, ok, da, Cristian, normal că e greu. În momentul în care ești refuzat de 400 de ori, când tu ți-ai pus tot sufletul, toată energia, te-ai dedicat să faci design-ul ăla, să construiești chestia aia, că asta este, e un proces de creație foarte interesant în care dintr-o pagină goală, albă, literalmente din nimic, construiești ceva, construiești valoare pentru o companie din partea cealaltă a lumii, din Australia, din state, din toate cele. Este un proces, dacă stai să te gândești la el, e absolut incredibil. Cum eu, un băiat din Vitan, care vindeam cosmetice... Chiar sună așa ca o glumă când o spui. Exact, adică materializezi ceva dintr-o pagină goală, dintr-un program pe care l-am descărcat de pe ODC, materializezi ceva prin care ei deodată ajung la 100.000 de euro pe lună. Adică este absolut fascinantă treaba asta. Și atunci, încă o dată, din punctul meu de vedere, ca să ajungi să poți să excelezi la chestia aia, n-ai cum dacă te ține ceva în interior, dacă tu în interior nu ești bine. Și atunci, ai 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, ai 10 de ani în față,
trebuie să-ți rezolvi mai întâi traumele, problemele interne, ca apoi să poți să faci o văz și alte cele, fiindcă dacă te apuci de o văz și nu ești ok pe interior, sau orice altceva ce ține de antreprenoriat, cred că nu o să se sfârșească prea bine. Fiindcă încă o dată, ok, vând o văz sau fac ce se întâmplă, nu știu, ajunge un succes masiv, dacă eu sunt trist, dacă eu nu sunt mulțumit cu mine, n-ai degeaba n-am făcut. Da, și atunci asta e chestia, tot tu okay. Cu tine te trezești dimineața. Exact, și atunci degeaba învățăm pe oameni să facă After Effects și eu știu ce și să câștige, nu știu, 10.000 de euro sau eu știu cât, fiindcă în definitiv nu îi ajută dacă ei în sine nu sunt ok. Eu am două chestii aici. Odată, eu am mai simțit lucruri de genul, nu constant, știi, dar uneori l-am mai simțit. Și pot să dau exemplu cu Formaio, de exemplu. La începuturi, să zicem că mai existau zile în care făceam ce aveam de făcut și intervenea exact ce ziceai tu, vocea. Zic, bă, dar e ok să-ți bași timpul aici? Stai, știi, adică ai sunat 30 de companii azi, știi? Și da, niciuna nu s-a băgat. Asta e o chestie. Și a doua, soluția e normal. Privești cumva un pic mai pe termen lung, nu azi, nu săptămâna viitoare. Sigur, sigur. Și dacă îți place ce vezi peste un an, 2, 3, atunci ți-ai dat răspunsul. Dacă nu îți place, încearcă să mai lucrezi, ok, sigur, poate altceva. Și a doua, ce am văzut eu, să ai echipă. Da. Da. Echipă, de multe ori mi se pare că auzeam eu înainte chestia asta de echipă și eu când auzeam imaginam 8 oameni la o masă care lucrează la un proiect. Nu, echipă sunt și 2 oameni. Așa este, așa este. Și dacă ai pe cineva și asta, poate să ajute, pentru că de multe ori o să vă echilibrați. Poate are unul o zi mai ocupată sau are genul ăsta de gânduri. Da, da. Știi? Și e celălalt care, ha mă, că merge bine. Și după invers și tot așa. Astea sunt două lucruri pe care le-am învățat eu în experiența asta care ajută. Sunt de acord. Echipa este esențială și la firma de aplicație Android, acolo am văzut ce înseamnă echipă. Câți oameni ai avut acolo? Am ajuns la 25 la un moment dat. Toți programatori sau nu, o parte designer, programatori, o parte designer, să o parte product manager. Te rog, bagă, bagă. Că la cât vorbim și presim că ăsta o să fie cel mai lung podcast făcut de mine vreodată. Nu vorbim, știu, vorbim mai repede. Deși nu știu, am făcut, nu trebuie să ne grăbim. Am făcut unul de 2 ore odată, pe care l-am dat în 4 părți, pentru că mi s-a părut prea lung. Nu știu dacă îl batem pe ăla, dar vedem, vedem. Ideea este să ce avem de zis, exact, când simțim că nu mai dăm valoare, da, ne oprim. Exact, exact. Ideea este că acolo la Team Junkie, așa se numea firma respectivă, mă rog, brandul. Ai avut numai nume de astea. Da, da, da. Interesante foc. Noi ne ocupam de aplicații care schimbau modul în care arată telefonul tău. Îți personaliza telefonul. Deci dacă îți plăcea o echipă de fotbal, să zicem, deși okay, n-aveai voie să faci asta ca trademark-uri, puneai culorile respective și făceai acolo un design care să arate că tu ții cu echipa respectivă. Ah, ok. Da. Și veneau, deci vindeați persoane fizice? Da, da, da. Persoane de peste tot erau bazate pe reclame, deci toate aplicațiile erau complet gratuite. Erau reclame și din reclame făceam bani. Am ajuns de 750.000 pe ideea asta. Păi am avut la un moment dat în jur de 80-100.000 de descărcări pe zi. Vreo 120 de milioane, cred, pe unul din conturi, descărcări. Eram printre cele mai bune firme din lume pe zona asta și când am început erau vreo 5-7 firme, poate în toată lumea. Și care cum ai identificat nevoia sau cum ai gândit produsul ăsta? A fost complet întâmplător, un prieten de-al unui prieten, el a descoperit nișa asta, a descoperit niște lucruri și de acolo a devenit o nebunie. Dar legat de echipă, ce voiam să zic e faptul că în momentul în care faci o echipă, încă o dată, este foarte dificil să convingi pe cineva că, ok, ai o persoană la care ții și este obez, să zic. Și zici, ok, dacă n-ai mai bea sucul ăla acidulat, dacă ai mâncat mai puțin, nu știu, dulce și așa mai departe, în 6 luni, ai fi incredibil și te iubesc, vreau foarte mult asta pentru tine. E o frustrare foarte mare. Și atunci, încă o dată, trebuie să ai mare, mare grijă în momentul în care îți formezi o echipă, cum anume faci chestia asta. Fiindcă dacă ești prea hands-on și vrei să traversezi bătrânica, știi, să treacă strada și ea nu vrea, e foarte problematic. Și atunci este foarte, foarte important să-ți dai seama că procesul ăsta este unul dificil. Deci, pe de o parte, nu trebuie să fii prea insistent ca să încerci să influențezi oamenii, fiindcă încă o dată, eu zic, ok, cartea asta e genială, te rog, ascult-o, Andrei, te rog, citește-o. O să înveți, știu că o să te ajute. Te rog eu mult, zic, va fi, și tu zici, nu prea. Zici, te rog eu, trebuie, nu prea. Și atunci tu trebuie să înțelegi că nu este rolul tău de a salva pe cineva, de a educa pe cineva. Și asta este foarte dificil pe partea asta de echipă. Iar apoi pe partea a doua. Deci, încă o dată, am câțiva cunoscuți care sunt complet împotriva echipei. Eu singur fac aici, că fac 5.000, că fac 50.000 de euro, sunt singur, depind de mine, sunt de bază, nu mă voi dezamăgi niciodată.
Și asta este. Care nu poate să delege pentru că ei fac totul perfect și altcineva n-ar putea să facă. Să știi că e o alegere, să știi că e o alegere și o viață mult mai simplă. E o viață mult mai simplă pe care eu o respect. Când e alegerea lui. Nu delegi. Când vrei să faci totul singur. Să faci totul singur. Cum fac eu cursurile, spre exemplu? Uh-huh. Eu când am fost la Udemy, toți mă întrebau cât de mare este echipa. 20 de oameni, 30 de oameni. Editor, da, cine exact. Stă la cameră. Singur. Și doar nu era așa, prietene. Fii atent, vrei să povestim. Eu, de fapt, cum te-am descoperit, a fost prin cursul tău de pe Udemy de cum să faci cursuri. Super. Ok, pe care l-ai oferit gratuit și eu n-am plătit niciun ban pentru el. Super. Mă bucur pentru asta. Și acolo tu explicai de la, nu știu, am o chestie și aici, că tu odată ai pus mare accent pe calitate, foarte mare, de la niște chichițe la care eu nu mă gândisem și care mă ajută și în ziua de azi la podcast-ul, la tot ce editez. Și tu acolo aveai o chestie, la un moment dat, cum faci tu cu prompterul? Da, cu piciorul. Hai să-mi amintesc, deci aveai, da, aveai o tastatură la picior, da, cu space, da, da, da. Și ce aveai? Un laptop, un monitor, da, exact, un ceva? Exact, camera fix deasupra. Tu scriai tot scriptul? Tot scriptul, da. Am tot scris 1500 de pagini, cuvânt cu cuvânt, 1500 de pagini, până acum totul în engleză. Și totul acolo aveai, parcă aveai și acolo niște reguli de intonație, da, cu bolduri, cu... Da, da, da. Asta e că tu vorbești mult de matematică, vorbești de sisteme. Da. Acolo e lucru care cred că te ajută foarte mult, știi, în tot ceea ce faci. Și mi se părea foarte amuzant cum erai tu cu, da, cu piciorul. Știi că cadrul era de aici, sigur, în sus. Sigur, și nu se vede tot ce fac acolo, da, cu piciorul. Și după tu te dai cu piciorul și citai. Și de asta, cumva, că ziceai tu că tu poți să faci ceva mai bun în cursurile decât ce ai mai văzut. Exact, exact. E că cumva totul era constant, parcă era așezat așa din tot ce făceai tu, de la lumină, la sunet, la tonalitate, la viteză. Că totul era controlat, nu era freestyle. Sigur, sigur. Fiindcă încă o dată depindea doar de mine și eu am zis că ok, vreau calitate bună și când vedeam tot felul de instructori care făceau freestyle, aici e bara în stânga și uite, poți să apeși aici și se auzea scaunul cum se mișcă și așa mai departe și mă gândeam, prietene, eu am plătit bani pentru chestia asta, mă rog, pe vremea respectivă îl furam cei drept, dar ca idee, cum aș putea eu să-ți dau ție 20, 50 și 100 de dolari când te văd că faci freestyle, când te văd că zici totul așa liber, tu nu ai gândit-o? Ai valoarea asta, corectitudine super accentuată, adică mi se pare și eu simt că o am, dar nu am chiar... Încă o dată, pentru mine este foarte important dacă am zis că nu folosim chimicale în limonada asta, păi nu folosim chimicale și respectăm treaba asta și așa va fi de acum înainte. La fel și aici, dacă tu mi-ai cumpărat cursul și ai dat bani buni pe acel curs, eu nu-mi permit, dacă mă bâlbâi, tai, editez, e mai multă muncă, dar îți dau ceea ce trebuie. Și încă o dată, toată lumea crede, spre exemplu, la stand-up, că ei, toți cei care sunt acolo pe scenă, deodată acolo vin și zic glume. Nu, prietene, este exersat, mie sunt zeci de ore. Mi se pare și chiar și la noi în țară, super, acum la mulți, la unii nu, dar la mulți mi se pare super schematic. Adică oamenii au învățat cum percepe omul o glumă, cum să construiască o glumă. Sigur. Au niște lucruri pe care le leagă. Sigur. Și de asta râzi și de asta funcționează. Că sigur, omul ăla a stat mult timp, nu, a stat și a gândit-o, nu i-a venit. Vorbesc de religie, sigur, fac mișto de preoți. Uite, apeși pe Photoshop aici și fii atent, aici, ce ai aici uneltele, uite aici așa în partea stângă așa. Și dacă apeși pe ele, prietene, eu am dat bani pentru asta. Unde este concizia? Unde este punchline-ul? Unde este punctul esențial al acelei lecții? Nu se poate să faci freestyle. Eu încă o dată lucrez în Photoshop de 10-12 ani. Nu-mi permit să fac chestia asta din respect pentru tine. Că dacă tu ai dat 400 de lei pentru cursul meu de 20 de ore sau cât o fi, eu trebuie să-ți dau calitatea cea mai bună, fiindcă este respectul meu față de tine. Nu pot, trebuie să stau să scriu și să rescriu, să mă gândesc, ok, un începător. Și să te pui exact. Să te pui în locul omului. Sigur, cum percepe el asta? Pentru mine este mega evident că fac asta de 12 ani, dar pentru un începător, cum e? Înțelege paragraful ăsta? Are sens logica asta? Ce fel de exercițiu i-ar prinde lui bine? Și stai și te gândești și scrii și rescrii. Asta înseamnă respect față de client, față de consumator. Asta mi se pare că, adică tot încercăm să facem și noi în cursurile noastre cu trainerii, exact, să ne punem, ok, am format grupa asta, cam la ce nivel e fiecare, cam unde sunt și tot timpul luăm feedback de la ei. Se înțelege tot ok, ritm. Sigur. Încă o dată, e un proces în care înveți din ce în ce mai mult, dar încă o dată încep cu chestia asta. Dacă pe mine mă enerva ca acel profesor de Photoshop nu a lucrat niciodată din chestia asta, păi atunci o să mizez pe chestia asta. Dacă toată lumea folosește suc de mentă, eu voi folosi menta adevărată. Dacă toată lumea folosește suc concentrat de lămâie, eu o să folosesc lămâie adevărată.
în felul ăsta ieși în evidență. Dacă lumea vorbește din cărți, eu vorbesc din experiență practică. Și asta se vede, încă o dată, se vede momentul în care bei, se vede momentul în care deschizi cursul. Nu zic că e perfect, dar din punctul meu de vedere, cei care sunt interesați cu adevărat despre subiect, o să vadă o diferență palpabilă între mine și cineva care nu a lucrat. Și atunci, încă o dată, eu așa practic am reușit pe Udemy. Apropo, primul curs l-am făcut în 8 luni de zile. 8 luni de zile mi-a luat ca să-l fac. Deci absolut fenomenal. Și am arătat literalmente cum câștig concursul pe 99 Designs. Am arătat cum pierd și am arătat cum câștig. Am filmat 3 concursuri câștigătoare și 2 în care le-am pierdut. Și cele în care le-am pierdut, foarte valoroase. Studenții au apreciat cum și asta. Efectiv cum făceai design-ul? Totul. Citeam acolo specificațiile și explicam ok. Deci asta, clientul a scris asta aici, dar să știi că nu vrea asta. Eu cred că vrea altceva. Și uite, citind asta, eu cred că ceilalți competitori cred că vor face un design în stilul ăsta. Deci dădeai procesul tău de gândire. Exact ca și cum stai lângă mine. Și în felul ăsta, ei puteau să învețe cum să interpreteze toate cele și cum să preconizeze ce o să facă competiția. Și în felul ăsta, încă o dată, așa mi-am dat seama că am ceva nou, unic. Toată lumea vorbea despre unealta pensulă și despre brush tool și așa mai departe. Dacă făceam încă un curs de genul ăla, nu ajuta. Eu din prima am zis, ok, nu contează toate astea. Uite, sunt 27 de unelte, noi o să folosim doar 5. Doar ala te interesează. Nu ține cont de toate cele. Nu am vrut să fiu politically correct. Deci eu când zic, ok, nu fă image manipulation, nu fă retouching, da? Deci nu fă pielea frumoasă, nu micșora sânii, mărești sânii și așa mai departe, micșorezi talii. Nu fă asta. Eu nu-ți recomand să faci asta. Asta nu este corect să zici. Fiindcă fiecare face ce vrea, dar ce are? Da. Dacă mie îmi place să fac retouching, să ascund coșuri și alte cele, de ce să nu fac asta, Cristian? Nu zic să nu faci. E părerea mea. Nu e eficient. Exact. Dacă ți-e place să desenezi dragoni, super ok. Dar pentru mine nu asta reprezintă Photoshop. Eu am ales altă cale. Și atunci eu încă de la început, încă din clipul de promovare, exact, fii atent, uite, facem asta. Eu îți arăt ce și cum, și așa mai departe. Eu nu-ți garantez că tu faci banii ăștia, nu-ți garantez că nu știu ce. Eu îți arăt procesul meu și ce am învățat eu de-a lungul timpului, dacă vrei implementez, dacă nu, pe sistemul ăsta. Ok. Ce mi se mai pare mie aici interesant e că cumva cred că lumea ar putea extrage din experiența ta că, mă, uite, e bine, zona de cursuri funcționează, știi? Dacă învăț niște chestii, să fac și un curs pe chestia asta, beneficiu financiar, beneficiu că ai un impact și așa mai departe. Dar cred că merită menționat că totuși exact ce ai povestit până acum, trebuie să fie de calitate. Sigur. Pentru că cam în orice domeniu acum există într-o formă sau alta un curs și atunci nu face încă unul la fel. Sau sigur, nu face, pune-o în perspectiva ta. Exact. Spune-ți povestea ta. Exact. Măcar, asta e cel mai important. Să fie și omul să ia nu numai tehnicul, ci și experiența ta. Sigur că da. Fiindcă, nu, ai dreptate, fiindcă, uite, pe de-o parte, eu sunt, să vorbim și despre asta foarte puțin, eu sunt singurul român certificat de Adobe, sunt ACI, Adobe Certified Instructor, sunt singurul român care are chestia asta, acreditarea asta, am dat un examen la o sală, un examen foarte dificil, foarte stufos, l-am luat, pe lângă asta... În România l-ai dat? Da, la Pearson View. Am și certificarea ACE, Adobe Certified Expert in Photoshop. Și atunci cu astea două, sigur că am diplomele propriu zise și ele încă o dată, intri pe ușă cu ele să zic așa, dar apoi dai drumul la curs și afli că eu am trăit din chestia asta, că am făcut bani din chestia asta, îți arăt încă o dată cum la o văz, am făcut etichetele, am făcut broșurile, am făcut cărțile de vizită, toate cele, am crescut de la $5,000 la $10,000 schimbând site-ul, punând un buton, nu știu cum și așa mai departe, adică îți arăt practic cum pun în aplicare aceste chestii și îți dai seama, ok, băiatul ăsta, cred că merită banii. În cursuri? Adică 100%, sigur că da, mai ales pe partea de web design, fiindcă încă o dată este un studiu de caz real în care îți arăt, propriu zis, analiticele, ce face web design-ul, da, ce sigur, face... adică uite ce poți să faci cu aceste skill-uri, fiindcă încă o dată, ți-am zis, nu e deloc chestie de creativitate și așa mai departe, sunt niște principii, eu îți explic principiile și apoi uite un exemplu, deci principiul nu știu care, simetriei și apoi îți arăt, uite cum am făcut asta la ovăz, uite cât erau vânzările înainte și uite acum după și literalmente le-am filmate, le-am înregistrate și se vede acolo cum am crescut semnificativ și îți arăt cum încă o dată, eu băgam aceiași bani în publicitate, dar pur și simplu aici făceam 5.000 de euro, acum făceam 10.000 de euro. Pur și simplu se vede asta în cursurile mele, se vede parcursul. Vreau să mai mergem la o chestie și subiectul e foarte, deși întrebarea e simplă, cred că putem vorbi foarte mult pe subiectul ăsta, dar alege tu ce crezi că i-ar interesa pe oameni. Vreau să vorbim un pic de venitul ăsta pasiv din cursuri. Sigur. Știi că
Adică tu ai mai menționat și știu că mi-ai zis că totuși tu te mai implici acum activ, mai faci update-uri la cursuri, sigur, mai faci cursuri noi, poate. Da. Extrage tu din chestia asta cu venitul pasiv, ce crezi că i-ar interesa? Cam cât e pe sigur an fără să te implici? Sigur. Din punctul meu de vedere, cel mai util este nu există venit pasiv. Nu există niciun fel de venit pasiv, nu crede în asta, nu te băga în așa ceva, nu există venit pasiv, lucrează. Dar tu nu faci venit pasiv acum din cursuri? Ba, dar încă o dată, faptul că e foarte complicat. Știi că în momentul în care lucrezi 8 luni de zile la un curs și el apoi produce în mod constant, e foarte greu de cuantificat asta și pus într-o formulă care poate să fie replicabilă. Și atunci mie mi se pare că este, nu cred că este ceva ce aș recomanda. Adică ok, dacă ai 300.000 de euro, bagă într-un startup complet nou, cu un produs complet nou pe piața din România și sigur o să reușești. Mi se pare un mesaj foarte, foarte prost, fiindcă, încă o dată, faptul că mie mi-a ieșit chestia asta nu înseamnă că e o chestie care poate să fie. Deci mie mi se pare că sunt șansele atât de mici să atingi venitul pasiv încât mai bine nu vorbim despre asta. Este un unicorn pe care nu cred la care ar trebui să tinzi. Eu mă refer, tu acum ziceai de ovăz, eu mă refer la curs. Da, nu, la cursul, la cursul. Deci la faptul curs. Că, încă o dată, că mie mi-a ieșit ceva de genul ăsta, încă o dată nu poți să zici că este pasiv, fiindcă eu, în mod constant, mai lucrez la ele. Că e o oră pe săptămână și, sau 10 ore. Nu... Păi atunci te întreb altfel, dacă n-ai mai lucra, crezi că nu s-ar mai vinde? Păi sau... uite, exact ce ziceam la început, eram locul 1. Și vânzările, îți dai seama, acum... ești primul pe loc pe Google, vânzările sunt, nu știu, 10.000. Ești locul 2, nu știu, vânzările pe Google scad la, nu știu, 2.000 de euro, 3.000 de euro. Adică diferența este semnificativă. Aia, ok. Da, adică, na, așa e peste tot, și pe Google, și pe Udemy, și peste tot. Adică vânzările scad proporțional. Dacă ești pe pagina a doua, nici nu contezi. Și așa mai departe. Și atunci, na, la mine se vede că a scăzut. Și atunci e decizia mea, ok, încerc să cresc aici sau încerc să cresc ovăz. Și o decizie foarte dificilă. Dar încă o dată, din punctul meu de vedere, eu nu aș recomanda nimănui să urmărească venit pasiv. That's not the point. Okay. Nu există chestia asta. Adică există chestia asta, cum să zic, nu cred că este un obiectiv care merită setat. Din punctul meu de vedere, cel mai important, cred că ar fi să te gândești la asta. Cum poți să generezi cât mai multă valoare? Dacă generezi valoare, toate celelalte vor veni. Da, uite, aici intervine, îmi place foarte mult discuția asta, intervine partea de timp, nu? Da. Adică venitul pasiv, și nu vreau să mă duc în direcția în care câștigi suficient pe lună când nu mai munci și stai pe o plajă, da, că nici asta nu e. Exact, nu cred că e cu un... asta putem fi amândoi de acord că e iluzie. Da. Dar cumva mă duc undeva la mijloc, nu? În care ai un anumit venit pasiv, aduci sigur valoare prin niște activități pe care le alegi tu, sigur, dar îți permite să ai, nu știu, poate... tu un an de zile vrei să muncești jumate de zi. Sigur că da. Și nu, două zile pe săptămână. Înțeleg asta, că fără cursuri nu puteam să fac ovăz. Renunțam după ce pierdeam prima 100 aveai, de euro. Aveai totuși o plasă de siguranță sau un capital da, exact, care... Exact. Și atunci, sigur că este necesar să faci chestia asta, dar din punctul meu de vedere, pe măsură ce faci ceva, încă o dată, indiferent ce faci, că faci animații, că faci orice altceva și ești bun pe ceva, că lucrezi la un job sau orice altceva, îți permiți apoi, dacă vrei, să riști. Și asta este o alegere personală care încă o dată depinde, vrei să-ți faci o echipă, vrei doar pur și simplu să fii tu singur, să fii freelancer, vrei să bagi, să investești în bursă și pur și simplu să câștigi 7-8% pe an și să fii sănătos, fiecare își alege, asta e chestia. Și mă bucură foarte tare că încă o dată, acum unde suntem noi în 2022, ai atât de multe opțiuni și depinde doar de tine ce vrei și ce te face fericit. Dacă îți dă anxietate și depresie și te simți că te omoară, nu toți, asta e chestia, adică nu există, nu toți trebuie să fim antreprenori, nu toți trebuie să revoluționăm ceva, nu toți trebuie să facem ceva. Important este să fii fericit, să fii happy. Și atunci, încă o dată, pentru mine asta este cel mai important mesaj. Fă ceva care te face pe tine să te simți bine, dar încă o dată, generează valoare. Atâta timp cât tu generezi valoare într-o formă sau alta, totul va fi ok. După aia ai opțiuni. Lucrurile vin, exact. Da, rezultatele vei vin. Avea opțiuni, dar important este să faci ceva de valoare. Mm-hmm. Mi se mai pare interesant, nu mai știu exact unde văd în chestia asta, cineva recomanda să găsești o persoană, două, trei maxim, cu care rezonezi din punct de vedere al energiei, valorilor, punctului în care ești și așa mai departe. Că na, poate cineva rezonează cu tine, că ești energic, că sigur crezi în ce zici, ești corect, știi? Și atunci zice ok, tu ai făcut lucrurile pe care le-ai făcut, el zice, se potrivește cu ce vreau să fac și atunci te ascultă și preia de la tine informațiile. Sigur. Poate altcineva zice, bă, eu nu sunt așa, adică nu mă simt. De îți găsești o altă persoană și atunci preiei cumva mai mult sfaturile de la persoana respectivă. Așa este. Cred că e o soluție ca să
fiecare să-și aleagă... Sigur, doar că încă o dată e foarte dificil să faci chestia asta și cred că mai întâi și mai întâi ar trebui să investești în tine. Înainte de a găsi, de a-ți face un mastermind, că asta este la mod acum, să ne facem un mastermind, dai 5.000 de euro și intri în mastermind nu știu care. Înainte de a face asta, e foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ai anumite chestii bifate legate de tine, dacă tu nu te simți ca un model, ca lumea să se uite la tine să zică, wow, uite ce frumos vorbește, uite ce bine arată, uite ce nu știu ce, uite ce a reușit să construiască. Dacă tu nu ești pe sistemul ăsta, degeaba îți găsești alți oameni și sper ca ei cumva să te ajute să construiești chestia aia. Din punctul meu de vedere, eu am zis echipei mele, vă iubesc pe toți, simt foarte mult la voi, nu vreau să plece nimeni de aici. Dar din punctul meu de vedere, o văz cu siguranță va reuși. Singura discuție este dacă voi o să participați sau nu, dacă o să fie în echipa asta, în formula asta sau nu. Și atunci, încă o dată, în definitiv, tu trebuie să fii chestia, trebuie să fii locomotiva aia care se duce într-un loc, dacă vrei să vii cu mine, super tare. Dar eu mă duc în locul ăla. Și atunci, cel dacă mai important, se potrivește cu drumul tău, e perfect. Sigur că da. Dar încă o dată, nu te oprezi, zici, hai, mă ajut și pe mine un pic să mă împingi un pic aici. Nu, prietene, eu sunt locomotivă și mă duc. Dacă vrei să vii cu mine super tare, mergem împreună, poate e drumul mai ușor. Dar eu nu mă bazez niciodată pe chestia asta, fiindcă încă o dată responsabilitatea devine difuză. Când suntem trei oameni, patru oameni, mă, merge o văz, nu știu, nu prea merge, vezi și tu, eu am lucrat cam mult, te ocup și tu de aia. E mai complicat. Și atunci, încă o dată, tu te duci acolo unde trebuie și ca să faci chestia asta, tu trebuie să ai resursele necesare. Încă o dată, eu nu zic să deții tu tot controlul și să nu delegi niciodată, să execuți tu absolut totul, fiindcă nu vrei să... Doamne ferește, nu asta zic. Dar tu să fii punctul de decizie, tu să iei, tu să ții cumva frâul, exact. Tu să ții direcția. Exact, tu ai direcția, știi unde trebuie să ajungi, singura direcție e cât de repede ajungi acolo, asta este. Și sper ca să iei deciziile corecte, să execuți cât se poate de bine ca să ajungi mai repede. Dar în niciun caz nu te oprești ca să zici, ok, mă ajungi și pe mine, crezi că e bine acolo, crezi că e ok acolo. Antreprenoriatul sunt niște decizii absolut incredibile. Pentru orice persoană analitică, mai ales în domeniul ăsta al meu, să trecem un pic la ovăz. Spre exemplu, astăzi este foarte dificil, fiindcă se comandă atât de mulți biscuiți și nu facem față cu producția. Caz super concret. O să simplific un pic lucrurile, dar ca să păstrez esența. Ne trebuie un cuptor mai mare. Nu mai există cuptoare pe stoc. Pur și simplu, din cauza războiului, nu găsești la furnizor cuptoare pe stoc. Sunt foarte, foarte puține cuptoare. Marea majoritate, exact ca la mașini, sunt diesel. Nu prea găsești mașini pe benzină. La fel și aici, majoritatea cuptoarelor sunt electrice. Sunt foarte puține pe gaz, din diverse considerente. Eu nu am suficientă putere instalată. Am făcut cerere de mărire de putere acum 265 de zile sau ceva de genul ăsta. Am un grafic care mă arată. Sunt la punctul 6 din 10 pași. Da? Tot aștept să-mi instaleze mai multă putere. Deci nu pot să cumpăr unul electric. Deci ele oricum erau puține. Nu pot acum electric. Nu pot electric, care erau marea majoritate, 70-80%, și atunci trebuie să găsesc unele pe gaz. Ok, am găsit două pe gaz. Am găsit unul turcesc, care costă aproximativ 6.700 de euro, specificațiile frumos. Am mai găsit altul nemțesc, din ce înțeleg, aceleași specificații, din 2017, cel turcesc este nou, la 13.500 de euro. Deci second hand, 13.500 de euro din 2017, sau unul turcesc nou la 6.700. Pe care îl alegi? Specificațiile sunt identice, nu există de tot, nu există test. Pe care îl alegi? Nu există review-uri, există... Absolut deloc. În nicio altă informație. Câte filme de genul ovăz crezi că există care să stea să comenteze lumea? Da, cuptorul ăsta nu știu cum, cuptorul ăsta nu știu... Nu există. Nu există nici de tot. Doar dacă este stricat. În rest, nu există. Plus că noi suntem și la etajul 1 și aici vine partea a doua, deci e o decizie încă o dată pe care nu ai cum să o iei. Este absolut imposibil. Dacă vreau să comand unul cumva, unul care într-adevăr să zicem că e de la o firmă de calitate și așa mai departe, vine în aproximativ 2 luni și jumătate. Eu am nevoie acum de un cuptor. Mâine, da. Ieri. Și atunci să zicem că totuși îl aleg pe cel mult mai ieftin, că încă o dată este la jumătate de preț, literalmente. Și chiar dacă e turcesc, cât de rău poate să fie? Bun, să zicem că decid chestia asta. Noi suntem la etajul 1, la 1 și jumătate de fapt. Avem foarte multe scări, trepte abrupte. Cuptorul are 300 de kilograme. Okay. Pe lângă asta, nu intră pe ușă. Literalmente este mai larg decât ușa. Trebuie să dărâm, trebuie să scot cadrul și să decupez ușa. După care după care trebuie să vină cineva ca să monteze altă țeavă de gaze. Și aia costă enorm de mult pentru o simplă țeavă. Și atunci, cu asta m-am ocupat eu astăzi. Înțelegi? Și încă o dată,
te simți absolut, cum există așa ceva, cum poți să iei o decizie? Tu întrebi pe colo-colo, dar câte persoane care cumpără cuptoare de 20 de tări pe cu gaz? Cu expertiză, adică să-ți dea o părere avizată. Știi ce se întâmplă încă o dată? Dacă ții un supercar, ții un Lexus LFA de 500.000 de euro, tot găsești recenzii. La cuptoare, în Horeca nu găsești. Iar și la Malaxor, foarte, foarte simplu. Era unul la 10.000 de lei, unul la 17.000 de lei, unul la 30.000 de lei. Identice, doar brandul diferă. Uh-huh. Și încă o dată zice, ok, ăsta este spaniol, ăsta este italienesc, ăsta este turcesc. Atât. Asta este singurul factor care diferențiază. Imaginează-ți că ai trei calculatoare de genul ăsta, specificații identice, doar brandul diferă. Și nu există recenzii, și nu există returi, și nu există test. Asta este antreprenoriatul. Ok. Eu zic că l-ai descris destul de bine, că pentru mulți, adică toată lumea înțelege problema asta, adică nu cred că e cineva care n-a înțeles vreun pas din problema n-am asta. N-am omis nimic relevant, nu există încă o dată să vorbești cu furnizorul, să zică el, nu există, deci sincer, nu există recenzii, nu ai altceva ce să faci, nu există returi. Asta mi se pare mișto, că e o problemă omenească, adică super ușor de înțeles, dar totuși pentru un business și genul ăsta de probleme, lipsa de informații, spațiu, e autorități, e modul. Deci nu este o excepție. Asta nu este o excepție. Cu asta mă confrunt în fiecare zi și încă o dată. Chiar dacă găsești ceva și ai norocul să găsești, nu intră pe ușă. Trebuie să dărâm ușa, apoi cineva trebuie să repare ușa, apoi cineva trebuie să vină să monteze țeava, apoi trebuie să-ți facă autorizațiile, apoi trebuie o hotă, trebuie să dai o gaură în perete pe o hotă, trebuie să vorbești cu proprietarul să dea acord. Asta este în fiecare zi. Și atunci încă o dată asta ziceam, dacă tu nu ești foarte puternic mental și nu ai o relație nu foarte bună cu tine, asta să te, da. Da, fiindcă încă o dată, pur și simplu te simți neputincios, cum ar putea un cuptor second hand cu aceleași specificații din 2017 să fie de două ori mai scump față de ăsta care e nou? Cum ar putea? Și încă o dată ești ultragiat că nu înțelegi. Și încă o dată vorbești cu furnizorul ăla, zice, da, ia-l pe ăsta nemțesc, că e nemțesc. Ălaltul zice, prietene, ia-l pe ăsta turcesc, că e nou, ce n-ai bani. Aceeași, da. Și atunci tu, da, tu trebuie să decizi. Noi am avut o chestie de genul, bine, mult mai, poate nu atât de comună, dar mai simplu de rezolvat. Înainte de un hackathon, de un eveniment, cu vreo săptămână să începem promovarea, aveam niște parteneri cu care aveam agreement să facem niște categorii, niște teme, promovare, aveam materiale totul făcut. Și primesc un mail că noi ne retragem, că nu mai putem colabora. Companie foarte mare din zona IT, partenerul principal al evenimentului, cea mai mare vizibilitate, beneficii și așa, distracție. O săptămână înainte și n-am sunat pe Vlad, nu? Da. Bă, ce facem? Atent, da. Râzând, da. Știi? Pentru că mi-am dat seama că altfel n-ai cum să o duci asta odată și noi avem o groază, am zis că o să facem un podcast noi doi la un moment dat cu toate chestiile care vin să ne întâmplat. Da. Și efectiv râdeam și Vlad zicea, nu. Nu, no. Nu, n-are cum. Da. Tu, fă materiale, regândește totul, trimite oamenii, vezi ăia care s-au înscris la cealaltă categorie să vezi și găsești o soluție. Așa, exact așa reacționăm și noi la OVZ, râdem și zicem, te distrezi? Da, bine? Vlad, are vorba asta că simți că trăiești. Da, 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 exact pe sistemul ăsta. Asta e atitudinea noastră. Da. Simt că asta e o chestie specifică românilor, adică facem haz de necaz, cât de rău e, dar asta e atitudinea bună. Da. Asta este atitudinea sănătoasă. Nu începi să plângi, să te dai cu... Nu, cel mai bine, ok, ne distrăm. Ce faci, te distrezi? Dar știi ce mi se pare mișto? Că după ce pățești multe din astea, efectiv nu au niciun efect. Da, la modul trebui, destructiv. Exact. Adică e... Dacă ești solid. Deci e o zi din aia. Da, exact. Ok, exact. Deci mâine o să fie bine. Exact, dar tocmai de asta zic. Da. Nu-i pentru toată lumea. Este extraordinar de dificil și încă o dată, decât să ajungi în depresie și alte cele din cauza unor decizii de genul ăsta, care încă o dată, într-adevăr, sunt extraordinar de grele, se întâmplă în lanț și apoi dacă tu ai dubii legate de tine sau de direcția ta, este foarte ușor să pici în partea cealaltă. Și atunci este mult, mult mai simplu să stai liniștit, să nu crești o echipă, să nu faci un business și așa mai departe. Fiindcă, uite, la aplicația Android, când făceam aplicațiile respective, am început să construiesc o echipă. Am avut o fată lângă mine deosebită și am învățat absolut tot, fără niciun fel de rezervă. Și apoi, după o perioadă, a plecat la multinațională. Și era mâna mea dreaptă, ea știa tot, făcea tot, coordina tot. Și a plecat și îți dai seama cum te simți. E fix ca și cum te părăsește cineva, ca și cum divorțezi. Da. Și atunci te gândești, mamă, nu mai fac în viața mea, nu mai mă căsătoresc în viața mea, nu mai vreau să mai văd o fată în viața mea. Când simți... Am mai avut și noi, da. Știi? Și atunci este foarte dificil când încerci să construiești o echipă, înveți pe cineva absolut tot ce ai, dai tot ce e mai bun și te gândești că oricând poate să plece. Și acum se întâmplă, la OVZ am pe cineva care mă ajută, Ionuț e mâna mea dreaptă și mă ajută în absolut toate și mă bucur foarte mult cât de mult a evoluat și cât de mult așa, dar sunt pregătit în orice moment, din păcate, că poate să plece. Și asta e o chestie pe care trebuie să o accepți.
Este incredibil de greu, dar trebuie să o accepți. Când m-a anunțat fata respectivă că trebuie să plece și că încă o dată un salariu infinit mai mare, ok, am înțeles, asta este, am stat un pic, m-am gândit, ok, e decizia finală, e 100% sigură? Yes, da, ok. Știi? Mulțumesc frumos. Mă bucur mult că, știi? Dar uite că și noi am simțit tot ca pe o despărțire. Exact, este pur și simplu, e fix ca și cum te părăsește, știi, soția sau prietena, fiindcă încă o dată te gândești, mă, fără omul ăsta în business, eu ce fac? Și asta este, trebuie să ai tăria necesară să zici, ok, bun, următoarea persoană. Pe lângă persoana asta, pe cine pot să mă iau care să mă ajute? Dar încă o dată, este atât de dificil să simți că, practic, na, unele persoane simt abandonul și așa mai departe. Dar trebuie să-ți rezervi 5 minute și apoi să mergi mai departe. Și asta am făcut de fiecare dată. De fiecare dată când am pierdut pe cineva important din viața mea. Dacă reușești în 5 minute, mie se pare... Încă o dată, e foarte important cum privești. Știi? Încă o dată, e perspectiva, asta este totul. Eu am dat tot ce s-a putut, m-am străduit cât s-a putut de mult. Dacă aici am ajuns, aici am ajuns. Adică din punctul meu de vedere și eu văd, dacă cumva falimentează, eu am dat totul 100%. Deci dacă mâine noi falimentăm și pierd toți banii, eu n-am niciun fel de regret. Și știi de ce n-am niciun regret? Fiindcă am încredere în mine. Dacă am luat cuptorul ăla turcesc, atât m-a dus pe mine mintea. Acum, îți dai seama, trec 2 ani, am falimentat și mă gândesc, bă, de ce am luat cuptorul ăla turcesc? Că din cauza lui a luat foc clădirea. Cu mintea mea de acum, atât m-a dus capul. Atât am putut. Și atunci peste 2 ani. Maximum, da, de ce m-aș îndoi de mine dacă eu am dat maximum? Dacă nu dau maximum. Dacă eu în relația cu X, Y, Z, o arda iurea și zic, aș putea să fiu mai băiat bun cu persoana aia și totuși aleg să nu fac asta, aleg să întârzi aici, aleg să fac nu știu ce, atunci ok, când ai regrete, atunci normal că o să fie problematic pe viitor. Dar asta este momentul în care străiești viața așa și pleacă cineva de lângă tine sau un business falimentează sau ceva de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, te sătești foarte repede, fiindcă încă o dată, ce să-ți reproșezi? Dacă atât am putut eu în momentul respectiv să gândesc că acel cuptor turcesc este soluția, că persoana respectivă e cea mai potrivită pentru așa, nu am de ce să mă îndoiesc de mine. Normal că uitându-mă în spate când aveam 12 ani eram un idiot. Normal, acum cu mintea de acum, normal că mă uit în spate și eram idiot. De ce n-am făcut așa? Fiindcă atât mă ducea capul. Și atunci încă o dată, de asta durează 5 minute. Trebuie să vezi și parcursul cumva. Adică tot timpul trebuie să ne apoi și vezi de unde ai plecat. Sigur că, dar încă o dată, de ce 5 ani? De ce să regrezi 5 ani că cineva a plecat de lângă tine sau că ai dat un faliment? Din fericire, încă o dată, nu s-a întâmplat asta, dar încă o dată, ideea e în felul următor. Tu trebuie să știi că te-ai purtat exemplar și că ai dat tot ce ai avut mai bun. Și dacă tot ce ai avut mai bun nu este suficient, asta și oamenii mei la OVAZ au program de 7 ore și mă străduiesc cât se poate mult să plece la 3-3 și jumătate de acolo. Și ok, dacă nu s-a putut face suficientă marfă și tu, Andrei, ai dat o comandă și nu ți-a ajuns, asta este, te sunăm, îmi pare rău, Andrei, îți va ajunge mâine, îți va ajunge poimine, îmi pare rău, fiindcă încă atât s-a putut. Facem sisteme mai bune, proceduri mai bune, iau cuptorul nemțesc data viitoare și asta este. Dar eu nu pot acum să fiu supărat că atât s-a putut. Vedem pe viitor cum putem să facem să fim mai ok, dar dacă eu atât s-a putut și tu ai decis să te desparți de mine. E bună să vorba asta, poate folosim în titlu. Na. Atât s-a putut. Na, încă o dată, literalmente, încă o dată, dar asta se aplică doar în momentul în care într-adevăr te străduiești. Și asta este discuția, că și acum am angajat recent o persoană nouă și nu trebuie să descurcă. Și se vede asta și ea simte asta. Și am încercat să zic, mă, vezi că eu vreau mult de la tine și bănuiesc că simți că vreau mult de la tine, dar trebuie să înțelegi că na, atâta timp cât tu te străduiești și depui un efort. Și asta e rezultatul? Asta este. Atât s-a putut. Că ne-am asumat împreună că plecăm. Sigur că da. Ne-am etalat 45 de puncte la Remi, atât s-a putut. Asta este. Era mai bine cu mai mult, dar atât am avut, știi? Da. Și atunci încă o dată, de ce să-mi fie rușine, știi, când te duci pe colo-colo și zici, ok, păi, business-ul meu are 5 milioane de euro online. Ok, eu am doar 300 și ceva de mii, dar eu abia am început. Eu am 2 ani și ceva, tu ai, nu știu, 20 de ani de așa ceva în domeniul Horeca. Fii sănătos din punctul meu de vedere încă o dată, nu e o competiție, eu nu caut aici să... Eu văd de treaba mea, mă străduiesc să fac eu că se poate de ok. Și atunci, în momentul în care tu ai perspectiva asta așa și se întâmplă ceva, vorba ta, it's one of those days. Pleacă sponsorul principal sau se întâmplă asta, se întâmplă asta. That's it. Nu ai nevoie de 5 ani de terapie. Eu am făcut tot ce am putut pentru partenerul ăla. Și atunci, ce ai putea să te reproșezi? Ce ar putea Vlad să se reproșească? Să se reproșeze. Încă o dată, n-ai ce. Că înțelegi că am dat tot ce s-a putut, persoana asta a considerat că există o cale mai bună pentru ei, that's it. Adesea, încă o dată, e bine când ai oportunitatea asta. Ești sigur? Ești 100% sigur că asta vrei să faci? Că vrei să mergi pe calea asta separată? Și zici, bă, da, sunt 100%. Sau, nu știu, dar uite, dacă am mai lucrat la bani, poate am putea. Ok, ce te-ar mulțumi? Păi nu știu. 8.000 de lei pe lună. Din păcate chiar n-am cum să fac treaba asta. Na, mult succes aia e. Sau uite, ok, pot să fac așa. Adică încă o dată, trebuie să fiu foarte clar, știi? E da sau nu, vedem ce și cum. Dar încă o dată,
n-ai de ce să fii trist. Mă bucur că am lucrat cu toate persoanele cu care am lucrat, mă bucur cu toți oamenii care au fost alături de mine. Dar uneori e inevitabil, te-ai străduit, n-am ce să fac, chiar dacă am greșit și poate am greșit eu și din cauza mea s-au întâmplat anumite aspecte. Și cumva ți-ești o lecție? Sigur că da, asta este, n-am cum, acum nu pot să fiu supărat pe ce am făcut când aveam 15 ani. Cum ar fi să stau acum să fiu trist și să nu pot să execut la o vârstă? Tu ești overthinker? Ba da, cu siguranță, cu siguranță. Înainte să sun la pizza, mă gândesc, ok, deci vreau pizza, deci vreau pizza carbonara, care vreau... Adică mă gândesc și sunt foarte analitic și din punctul meu de vedere, cred că iarăși ăsta este un avantaj al meu, personalitatea mea este foarte analitică. Și joc StarCraft și sunt teran și teranii sunt foarte metodici. Nu mai joc, că din păcate nu mai am cum, dar încă mă uit la StarCraft, urmează acum să ajung acasă să mă uit la finală. E finala StarCraft, acum și abia aștept să o văd. Eu mă uit super ocazional și n-am mai jucat de mulți ani nici eu. Dar... E dificil, dar StarCraft m-a format, vorbesc în carte despre asta. StarCraft m-a ajutat foarte mult să gândesc analitic, să fiu rapid, să scriu foarte repede și așa mai departe. Dar da, încă o dată, sunt foarte analitic. Dar am înțeles chestia asta și am înțeles-o de mulți, mulți ani. Și știi cum să lucrezi cu tine, știi cum să te pui în valoare cu abilitățile astea. Sigur că da, dar încă o dată, cel mai mult e pe interior, ți-am zis. Tot ajung la partea asta și nu vreau să fiu un podcast spiritual, dar cred că dacă rezolv partea asta, totul va fi ok. Totul se rezolvă, fiindcă încă o dată, vezi și tu oamenii în trafic care sunt supărați. Nu de asta sunt supărați, că nu știu ce, sunt supărați pe alte probleme. Și atunci, în momentul în care înțelegi chestia asta, na, e mare păcat, fiindcă încă o dată, poate lovesc sticla asta și se sparge. Tu începi și înjuri și ții pe aici. Tu nu ții din cauza sticlei. Nu ia te-a supărat, sunt alte chestii, alte frustrări. Și atunci, din punctul meu de vedere, rezolvă acele frustrări și sticla când se sparge nu va mai fi o problemă. Și din potrivă, asta e chestia, mie mi s-a părut că asta este probabil iarăși o chestie care m-a marcat, că în momentul în care este o situație foarte tensionată, foarte dificilă, ia acum clădirea asta foc, Doamne ferește, cel mai important este să fii calm. Fiindcă dacă ești calm și ești lucid și iei decizia cea mai bună, nu o să regreți. Și atunci în momentul în care cineva zice mâna dreaptă, mă, vezi că eu trebuie să plec la o multinațională. Și tu te gândești, firma asta aproape se închide dacă pleacă omul ăsta. Mamă, ce fac? Ce e fac? Gata, deci, mamă, cum? Nu te-ai pus, deci te rog eu frumos, te rog, nu te rogi de persoana respectivă, nu faci ceva care din potrivă ar putea să-ți diminueze șansele. Poate dacă ai rămâne ferm pe poziție, poate zice persoana asta, mă, hai că poate rămâne aici. Dar în momentul în care e o decizie la cald, cum se zice, atunci îți cad șansele să fie decizia corectă. Și atunci, din punctul meu de vedere, dacă tu acum îmi dai un pumn, eu încă o dată mă gândesc foarte, foarte calm și pare ciudat, pare că nu-ți pasă. Când zice cineva, vezi că la o vâz, vezi că nu putem să livrăm nicio comandă astăzi. Și deci eu zic, ok, hai să vedem cum facem. Deci nicio comandă. Ok, wow. Și financiar, și imagine, și din toate punctele de vedere, e foarte, foarte rău. Te gândești, dar trebuie să fii calm și din exterior poate să pară, dar nu-i pasă. Nu-i pasă, îi merg cursurile atât de bine încât chiar nu-i pasă, adică e așa, e impasibil. Dar pentru mine asta este important, că asta am aflat. Că în momentul în care într-adevăr este ceva foarte, foarte rău, trebuie să te poți exemplar, fiindcă în momentul în care te uiți în spate, mă, când mi-a zis că pleacă, cum am comportat? Cum am așa? Ok. M-am comportat fără reproș. Am executat. Eu acum când mă gândesc, ce aș fi zis? Păi fix asta am zis. Atunci e tot ok. Și atunci încă o dată treci mult mai repede peste asta și încă o dată. Asta ușurează viața fenomenal, fiindcă încă o dată sunt probleme interioare și probleme exterioare. Nu pot cu războiul și alte chestii. Vreau să-mi vând o văzut în liniște, dar nu depinde de mine. Așa că mă concentrez pe ce pot eu să afectez, pe ce pot eu practic să controlez într-o oarecare măsură și îmi focusez energia acolo, mă concentrez acolo. Fiindcă încă o dată, în definitiv, doar asta contează. Tot ce pot eu să fac legat de mine și de ce pot să influențez. Ce în jurul tău. Ca să închidem, oricum am notat prin foarte multe subiecte. Nu știu cum o să faci pe YouTube ca să faci acele capitole, va fi complicat. Nu cred că o să am nicio șansă sau să pun discuție curs 1, da. O văz 1, exact. Curs 2, da. O văz 2, o văz 3, curs 3. Da. Ok, mă mai gândeam eu aici, dar poate super pe scurt, pe partea de cursuri. Da. Sau, de fapt, nu neapărat cursuri, pentru cine creează conținut. Da. Dacă ai 1-2 sfaturi practice pentru cine face chestia asta. Sigur că da. Că e educativ, că e divertisment. Foarte pe scurt, scrie totul, fă un script, nu fă nimic freestyle, nimic din capul tău. Pare mai rapid, chiar dacă e limba română, scrie absolut totul. Asta este cel mai important. Apoi a doua chestie, nu lucra pe laptop.
lucrează pe un calculator desktop. Dacă ai 1000 de euro, 2000 de euro, 500 de euro, cumpărăți un calculator desktop. Este foarte important. Deci de partea de edit sau? Da, de partea de editare. Ai nevoie de monitoare mari, ai nevoie de un workstation stabil. Înțeleg că ești pe fugă, înțeleg că mai călătorești, dar din punctul meu de vedere, din atât de mulți studenți, am citit de atâtea ori mesajele de genul, m-am cumpărat M1-ul ăsta și regret atât de mult, ce fac? Am dat 2000 de euro pe el și nu e suficient de bun, ce fac? Și atunci asta este o mare, mare durere pentru ei. Iar apoi, cred că a treia chestie e asta, gândește-te că tu cumperi acel curs. Ce ai vrea să vezi? Ce te-ar face pe tine într-adevăr cu adevărat deosebit? Fiindcă încă o dată, cursul meu Photoshop în limba română, toată lumea, o bună parte din oameni comentează, din oameni răutăcioși, zic, ok, e totul gratuit pe YouTube, vezi pe YouTube. Și atunci tu trebuie să te gândești, ok, n-ai cum să ignori asta. Tu trebuie să faci un material care să fie nesuperior din toate punctele de vedere, nici măcar să fie o discuție. Încă o dată, vei romi atât de scump încât nu e nicio discuție dacă ai bani sau nu. Este atât de scump încât nici nu încapă o discuție. Poate are bani. Nu, e un veiron, e clar. Și atunci, la fel și aici, când faci acel material, trebuie să fie atât de bun. Nu facem cu un Logan. Sigur. Cumva. Adică, eu asta, mizez pe calitate. Vezi care este angle-ul tău, unghiul tău, așa încât să fie ceva complet diferit. Și încă o dată, din primele 5 lecții care sunt gratuite, să zicem, acolo trebuie să se vadă valoarea. Fie este montat incredibil, fie este un conținut foarte, foarte bun. Ceva, o perspectivă nouă pe care alții nu au abordat-o. Dacă vorbești despre move tool, brush tool, nu o să meargă. Nu vorbi despre ceva ce găsești peste tot. Și atunci asta probabil este... la primul curs o să dureze ca la tine sau la primul material, nu 8 luni, o lună, depinde de ce face fiecare, dar eu cred că merită. Și al doilea nu o să mai dureze așa mult. Exact. Și cumva, de la 8 luni o să dureze 5 luni. Uite, la tine poate n-ai vrut să mergem pe zona asta de n-ai vrut. Asta e poziția ta legat de venit pasiv, dar poate zona de ca să mă duc tot în partea asta de compound, nu? Tu ai făcut un curs super calitativ. După ai mai făcut unul. Așa este, da. Cursul 1 avea studenți, cursul 2 începea să aibă studenți. Ai făcut 3, ți-a luat mai puțin. Și cumva când s-a strâns pachetul ăsta mare de lucruri făcute de calitate de la început, e o chestie, e ca un legacy. Când dă cineva search și intră pe el al tău, e un mic legacy al tău lăsat pentru comunitatea încă o dată, ce e foarte interesant pentru mine, am fost și la, în San Francisco, la Udemy Live, o conferință Udemy în care se adună foarte mulți instructori. Și foarte, foarte pe scurt, ca să fiu cât mai concis, eu cu 4 cursuri la vremea respectivă câștigasem X. Phil Ebner, care este un instructor foarte, foarte cunoscut, poate cel mai cunoscut de pe Udemy, avea cam 80 de cursuri. Eu aveam 4, el avea 80. Aveam cam aceiași bani câștigați. El este foarte transparent legat de încasări și postează mereu. Am câștigat 500.000, 1.000.000, 1.500.000. Postează destul de des treaba asta. Și mă uitam cum eu cu 4 cursuri am câștigat aproape cât el care avea 80. Acum cred că are 150, 200, ceva de genul ăsta. Și atunci... asta, încă o dată, mi-a dat foarte, foarte mult de gândit. O confirmare. Multe. La fel, am ajuns acolo, vorbeam cu tot felul de persoane și așa vorbeai. Cine ești? Sunt Chris, am atât studenți, lucrez pe nișa asta, știi? Și după aia, următoarea întrebare, următoarea chestie pe care trebuia să o zici, cât de mare ți-e echipa? Știi? Și încă o dată, toată lumea se uita așa un pic la mine. Eu atunci cred că aveam 100.000 de studenți. Și așa, singur? Scepticism, știi? Doubt, știi? Bagă meme-ul ăla cu doubt aici, știi? Cu X-ul. Și atunci, încă o dată, pe măsură ce vezi chestiile astea, îți dai seama că ai alegeri. Ai alegeri. Poți să faci o grămadă de lucruri într-o grămadă de moduri. Poți să te bagi acum să faci teme WordPress pe VideoHive, pe Team Forest, pardon. Pe Team Forest să faci acolo o grămadă de chestii. Pe VideoHive poți să faci tot felul de logo openers în After Effects și așa mai departe. Poți să faci orice, asta e partea incredibilă. Ideea este că toate sunt la fel de grele. Lumea mai mă întreabă, pe ce platformă să lucrez? Pe 99 Designs, dar sunt prea mulți indieni. Ce e pe Fiverr, dar pe freelancer.com? Nu contează, toate sunt la fel de grele, într-o manieră diferită. Dar toate sunt la fel de grele. Dacă era ceva mai ușor, toți eram acolo. Deci toate sunt la fel de grele. Și sfatul atunci, care e, apucă-te de una, află tot ce vrei despre cum sunt oamenii de acolo, ce trebuie să faci, care e flow-ul. Exact, all in, și asta este.
Încă o dată, orice vei alege va fi greu. Că faci designul la firme și le trimiți pe e-mail, că ciocăn la uși, orice va fi, da. Că îi suni, că ești pe freelancer, că e acolo. Dar alege și fă-o super bine. Sigur că da. Te întrerup numai un pic, s-a terminat forestul din spate de ceva timp și e Mariaj Damur, acum de la Jacob Piano. Sună bine. Hai să luăm o pauză, sigur, așezăm, schimb și o chestie aia, ne uităm un pic pe filmare și revenim aici. Ok. Am vorbit de multe chestii, tot o să mai vorbim, dar hai să încercăm să ne concentrăm pe partea de ovăz în ultima parte. Hai să începem cu începutul, nu? Zici, am zis eu, tu ai zis că e ok ce am citit eu acolo, care misiunea de a schimba modul în care mănâncă oamenii micul dejun și prânzul, da, într-un mod sănătos. Sigur că da. Eu nu insist foarte, foarte tare pe partea asta de sănătoasă, deși produsele într-adevăr sunt foarte bune. Fiindcă toată treaba e în felul următor, sănătos are un stigmat, are o chestie neplăcută, o chestie în care te gândești la mâncare de spital. Ești la dietă? Sau da, ce exact, ești? Exact. Și nu asta este ideea. Ideea n-ați găsit un adjectiv sau o descriere care să ducă în zona aia? Încă nu, dar încă o dată, eu am făcut în felul următor. Eu când eram la firma de IT, tot comandam mâncare și adesea comandam prostii. Și de ce comand prostii? Fiindcă acum dacă deschizi orice aplicație, ghici ce găsești. Ce în top 10? Ce în top 20? Trebuie un burger ceva bun. Un burger, pizza și urmă, etc. etc. Schimbi aplicația, ce găsești acolo? Aceleași. În toate aplicațiile vezi aceleași și aceleași lucruri. Și te gândești tu dacă ai probleme cu greutatea, ai probleme cu imaginea ta și ai vrea să slăbești și te chinui, te străduiești și totuși vezi tentațiile alea peste tot. Oriunde te uiți, vezi tentațiile alea. Colegul mănâncă pizza. Ăla mănâncă așa, intri acolo minus 40% la pizza. Eu mă duc un pic și mai departe, că ai menționat tu de slăbit. Mi se pare inclusiv, și ca să nu fiu bias, să zic strict de produsele voastre, ci în general, dacă mănânci lucruri de calitate, cu caloriile ești ok, nici nu trebuie să fie neapărat o chestie de slăbit, că trebuie să slăbești, ci că asta este, da. Mereu e chestia aia, ce, din orice perspectivă, o iei spiritual, ce bagi în tine mâncare, îți afectează, o iei pur și simplu, nu știu, chimic, fizic. Sigur că da. Dar vezi, eu asta zic. Să-ți menții totuși, pentru corpul ăsta trebuie să-l duce mult. Adică mai bune. Dar vezi, publicul larg, tocmai de asta, noi nu intrăm în toate astea. Nu intrăm foarte mult în calorii, bine, în toate cele. E simplu, mănânci mai bine, te simți mai bine. Mănâncă produsele astea și te vor ajuta să ai digestie mai bună, conform studiilor pe care le notăm pe site și trimitem link către studiu. Eu nu zic că ajută digestia că așa mi-a venit mie sau că așa am simțit eu. E studiu acolo și îl punem în pagina respectivă, te duce către studiu frumos în care se vede foarte clar. Sau că ajută digestia, sau că induce senzația de sațietate, totul e trecut acolo. Și atunci pentru mine asta este foarte important, ca omul obișnuit care nu e interesat de fitness, de antreprenoriat, de dezvoltare personală, de iluminare și nu știu ce. Vrea pur și simplu să mănânce mai bine ca să se simtă mai ok. Să nu mai comande shawarma să miroasă usturoi în tot biroul că mănâncă el shawarma. Omul ăla care vrea chestia asta nu-l interesează toate prostiile astea, toate detaliile pe care el le consideră prostii, încurată, slăbită, optimizarea performanței, să gândești mai limpede, etc. Poate deci nu se gândește la toate alea. Tu nu vrei să ai, sau cumva nu vezi că ai avea și publicul respectiv. Ba da, dar el vine automat. El vine automat. Persoanele vegane, persoanele care vor optimizarea performanței, care vor să nu mai aibă brain fog, care vor să controleze toate aspectele astea, să nu mai crească insulina la fel de mult și așa mai departe. Oamenii care sunt serios interesați de dieta lor, cu siguranță vor mânca ovăz. Eu mă refeream mai mult la persoanele, hai să zicem, tu ai setat intervalul ăsta, mănânc shawarma toată ziua, avem sportivi de performanță. Toată lumea face asta, asta e chestia. Toată lumea mănâncă prost. Și eu mănânc prost, și eu mănânc junk food. Întrebarea este în ce cantitate. Și problema e că ești captiv. Asta e chestia, că simți că nu poți să comanzi altceva. Și atunci de aici vine ovăz, că și eu mănânc burgeri, și eu mănânc pizza și îmi place foarte mult, doar că nu mănânc în fiecare zi. Iar în momentul în care mănânc, cu adevărat mă bucur de chestia respectivă, dar în majoritatea timpului mănânc produse de genul ovăz. Cam aici era întrebarea mea, tu cauți, sau care e viziunea, cauți oameni care să fie cumva abonați, și nu mă refer ca model de business, cumva să fie ceva super constant din dieta lor, sau și oameni care își mai cumpără câteodată, știu că ai scris tu acolo că nu e desert, că nu le vezi ca un desert. Dacă caut și publicul ăsta care își comandă din când în când că bă, mi-a plăcut la gust, știi, și mai iau o dată din... Sigur că da. Noi privim, sau pe care vă concentrați. Noi privim cât se poate de simplu. Mănâncă, încearcă asta, vezi cum te simți.
Acum încă o dată, dacă tu vrei să mănânci ovăz ca să slăbești, dacă vrei să mănânci ovăz ca să crești masă musculară, dacă vrei să mănânci ovăz ca să ai performanța cognitivă mai bună, sunt o sumedenie de motive. Mie în definitiv nu-mi pasă. Cel mai important este să nu mă nișez, să nu mă vorbesc doar cu publicul vegan, să nu vorbesc doar cu antreprenorii sau cei care vor să-și optimizeze performanța. Să vorbești pe limba tuturor. Exact, pe limba tuturor, fiindcă dacă eu încep acum să-ți vorbesc despre răspunsul insulinic, despre glicemie și alte chestii, nu este interesant, vorbim despre produse vegane și așa mai departe. O bună parte din public zice, iar cu ăștia, zici că suntem o sectă sau ceva de genul ăsta. Eu nu sunt personal vegan, dar înțeleg chestia asta și respect chestia asta. Și atunci dacă pot să fac produsele astea să fie vegane și să fie nu un dezavantaj și la gust sunt mai bune, și atunci ok, de ce să nu fac asta? Dar încă o dată, eu nu vreau să mă nișez, asta este esențial. Eu vreau să mă bat cu toată lumea, vreau să mă bat cu pizza, cu shawarma, de asta și livrarea este atât de rapidă. În țară livrăm oriunde, grosso modo, cam în 18 ore în marea majoritate a cazurilor, gen 80% plus. Okay. Și 24, 97, 98%. Deci tu comanzi acum, mașina pleacă de aici la 4 și jumătate după amiaza, la 10-11 în Maramureș. La 10-11 e în Timișoara, în Iași, în Constanța, oriunde, din București. Și asta este fenomenal, ne costă foarte mult, dar înțelegi, eu vreau... Am văzut, erau enorm. 10.000... nu mai știu, văzut o chestie legată de transport, tot așa. E enorm de mult. Plătim în general în jur de 50-60 de mii de lei și asta tot crește de la lună la lună. Deci asta e pe lună, în jur de 10.000 de euro. Un pic mai mult. Un pic mai mult de 10.000 de euro. Deci este din ce în ce mai mult și e o bună parte din cifra noastră de afaceri, de asta nu suntem foarte profitabili, din potrivă pe alocuri pierdem bani. Dar încă o dată, în definitiv, nu-mi pasă, fiindcă dacă vezi opțiunea asta, deodată e mult mai ok. Fiindcă încă o dată, eu când voiam să mănânc mai bine la firma mea de IT, și apropo toată lumea, îți dai seama, după ce mănânci o pizza, o shawarma, te ia somnul, te simți cum te scurgi în scaun și ai nevoie de o cană de cafea, de o găleată de cafea ca să-ți revii. Sau să dormi o oră. Exact, și îți dai seama cum scade performanța, aveam 20 și ceva de oameni și scădea performanța semnificativ. Și atunci, ok, ce moral, ce bonusuri, ce bani, când mâncarea te distrugea și am încercat abonamente și toate cele, și catering și toate cele, am încercat salate, când am văzut brandul cu salate, am zis, wow, în sfârșit. Și apoi am văzut că ok, o salată bună e de fapt 26-27 de lei și eu tot poftesc la ceva. Tot poftesc la shawarma colegului și atunci ok, am zis ok, dacă fac ceva, dacă încep o văz, trebuie să fie ceva suficient de bun încât să nu mai poftești. Limonada asta trebuie să fie atât de bună încât gigantul roșu să nu te mai ademenească. Băutura aia acidulată să nu te mai ademenească, înțelegi? Și asta este toată cine ideea. Ce gigantul roșu? Nu știu dacă ce bea toată lumea? Ce bea toată lumea? Sucul negru acidulat. Și atunci, încă o dată, toată treaba pentru mine este să mă bat cu pizza, cu shawarma, cu batoane de ciocolată și toate cele. Toată treaba mea este, încă o dată, nu vorbesc doar cu un public foarte mic, cu toată lumea. Dacă tu vrei să mănânci mai bine, mănâncă de la ovăz. Din orice fel de considerente, încă o dată, că ești creștin, că ești musulman, că vrei cu dieta, că vrei cu slăbitul, că vrei cu masa musculară, produsele astea cred că sunt o alternativă foarte bună, mai ales pentru cei care, încă o dată, se simt captivi. Fiindcă gândește-te, tu te lupți cu tine, vrei foarte mult să mănânci mai bine, dar ți-e foame și vrei acum rapid să mănânci ceva. Deschizi acum orice aplicație și ce vezi? Vezi numai alea. În schimb, dacă vezi acolo o văz pe locul 15, pe locul 20, că nu o să fim niciodată în locul 1. Normal, nu niciodată. E totuși și chestie de majoritate. Sigur că da. Majoritatea na, comandă pizza, burger și așa mai departe. Dacă vezi acolo o văz, te gândești ok. Hai să vedem, hai să încerc. Ce fac băieții ăștia? Știi? Și în definitiv asta vreau. Vreau ca din ce în ce mai multă lume să mănânce, să vadă că se poate și altfel față de mic dejun și, mă rog, față de cartofi prăjiți și șnițel corporatist. Cred că ai setat foarte bine misiunea și viziunea. Hai să intrăm un pic în niște chestii concrete legate de business. Da. Câți oameni ai acum în echipă? Suntem 14. 14 oameni în 3 ani și jumătate. Mă mai uitasem eu pe companie, a crescut, nu știu, cu vreo 3-4 oameni pe an, cam așa. Ceva de genul. Acum am început să creștem un pic mai mult și am crescut de la 135.000 de euro cifră de afaceri la grosso modo pe una pe la 300-305-310.000 de euro, încă așteptatele să văd ce și cum, cu o pierdere aproximativ de 20.000 de euro, ceva de genul ăsta. Eu sunt foarte transparent legat de chestiile astea, fiindcă încă o dată, mie îmi place foarte, foarte mult când văd tot felul de branduri interesante, ok, cât de bine le merge. Și mă plimb undeva pe aici, pe zona asta și văd atât de multe branduri drăguțe și când te uiți la cifre, îți dai seama că multe din ele, deși au produse fenomenal de bune, au niște rezultate foarte proaste. Sunt atât de puține cazuri de succes de antreprenori care cu adevărat fac ceva deosebit. Zici fix pe nișa asta? Pe orice nișă. Câți antreprenori vezi tu care să zici, mamă, băiatul ăla a rupt-o. Băiatul ăla a făcut o treabă excelentă. Fii atent cum a luat ceva de la zero și a rupt-o. Sunt atât de puține cazuri. Trebuie să fii la forma eu în 2 ani de zile. Deci, Doamne ajută, așa să fie.
dar îți zic, te plimbi pe aici, te uiți pe internet și o să vezi o mână de oameni. Uh-huh. Eu personal sunt prieten cu tot felul de branduri și tot felul de persoane și văd cât de mult se străduiesc și totuși toți sunt pe pierdere sau au profit micuț sau lucrează ei de dimineață până seara. Sunt branduri geniale, de genul Coffee Tea, spre exemplu, care fac niște produse geniale. Coffee Tea e super tare. Sunday Bites, Vaca Ju și așa mai departe. Sunt câteva persoane și firme care se străduiesc atât de mult să facă niște produse de calitate și totuși e atât de greu, uh-huh, încât deși produsele sunt fenomenale și zici, mamă, limonada asta este cea mai bună limonadă pe care am băut-o, tot nu este extrem de profitabil. Da, pentru că într-un, bine, are foarte mare legătură produsul și calitatea lui cu așa, dar în același timp nici nu are legătură. Ideea cu partea... Bunica mea făcea cele mai mișto gogoși, totuși nu e milionară din gogoși. Știi? În sensul în care faptul că tu știi să gătești foarte bine și ești un bucătar fenomenal nu înseamnă că o să ai un restaurant de succes. Calitatea este foarte importantă, dar nu este pe primul loc. Sunt multe, multe alte aspecte, fiindcă încă o dată sunt oameni foarte buni pe ceva, încă o dată bucătari, dar încă o dată, dacă pleci de la mine că gătești o vârstă și vrei să gătești fripturi, asta nu înseamnă că restaurantul tău va avea succes. Și eu personal cunosc bucătari extraordinari, uh-huh, artiști, ai putea zice, dar care dacă își fac un restaurant, sunt șanse fenomenal de mari să falimenteze foarte, foarte repede, fiindcă încă o dată nu sunt legate. Dar ideea este în felul următor, să zic, pe mine mă pasionează foarte mult transparența de aici și ideea asta cu cartea, fiindcă în momentul în care văd o mână de oameni care literalmente încearcă să construiască ceva deosebit și văd cât de greu e și ei, văd pe mine cât de greu e, de asta vorbim așa de deschis și vorbesc despre cifre de deschis, când vorbesc cu ăla, cu ăla, tu de unde ți iei sticla, uh-huh, tu de unde ți iei materia primă, fiindcă e atât de greu. E atât de dificil să faci ceva și încă o dată când te plimbi pe aici... Eu mă bucur super tare că se întâmplă asta în România și că povestești exemplul ăsta aici la noi. M-aș bucura totuși să fie mai multe firme de succes, fiindcă eu dacă mă gândesc la persoane care într-adevăr au început ceva de la zero, sunt atât de puține exemple. Îmi place foarte mult de băiatul de la laboratorul de șosete și, mm-hmm, fabrica de detergent, cred că așa se numesc firmele, care a reușit ceva fenomenal prin carisma lui. Și încă o dată, în momentul în care te gândești, mă, cum ai vândut detergent de un milion de euro într-un an? Știi, și-l vezi carisma lui și vezi reclamele lui, înțelegi de ce? Și zici, ok, respectul meu, eu n-am carisma asta. Pare cel mai sincer și vesel. Exact, exact. Eu nu am carisma asta. Eu nu sunt așa de likeable. Eu mereu mă îmbrac în cămașă, mereu sunt relativ serios. Oamenilor nu le place când te îmbraci în cămașă? Nu, fiindcă încă o dată, par prea serios, par prea nu știu cum și încă o dată. Am predat la 200.000 de studenți. Și e complicat, vorbesc într-un fel anume, am anumite gesturi și inițial sunt destul de abraziv, sunt destul de neplăcut. Și atunci încă o dată când îl văd pe băiatul ăsta Ilie, pe care încă o dată îi zic cu drag băiatul ăsta, îl respect, zic ok, mamă, treabă bună. Sau când mă uit la un rapper care încă o dată, eu îl ascultam în 2004, complet underground și încă o dată este și acum underground, în care poate un om din 10, un om din 50 dacă întrebi pe stradă știe cine e și face un brand de haine pe care îl poartă toți tinerii și face jumătate de milion profit pe an, face un milion cifră de afaceri, timp de 3 ani la rând un milion și face marge 40-50%, 400.000, 500.000 de euro, tot respectul meu pentru el. Și atunci încă o dată, câte persoane de genul ăsta cunoști, câți antreprenori de genul ăsta zici, a făcut băiatul ăla și a rupt-o. În general o să vezi o gălăgie de oameni care rămân acolo la 100.000 de euro, 50.000 de euro, 200.000 de euro și adesea încă o dată, dacă au profit, 10, 20, 30.000 de euro, adesea lucrează ei de dimineață până seara. Este atât de dificil să faci ceva în țara asta, din o sumedenie de considerente și de asta când treci pe lângă o înghețată artizanală sau când treci pe lângă o dasă de clătite sau eu știu ce, chiar dacă produsul e foarte bun, nu trebuie să te gândești că ok, băieții ăștia se lăfăie în bani. Este extraordinar de dificil și încă o dată de asta zic, când te uiți pe cifre la tot felul de firme, chiar dacă pare într-un fel, vezi că e coadă sau nu știu ce, sau zic ok, domne, vindem atât de mulți biscuiți încât nu mai facem față. Asta nu înseamnă că mi-e bine. Da, tu nu mai ai ce să faci cu casele de exact, beton. Sau încă o dată, sau că vezi un ceas sau o mașină, asta nu înseamnă că vinde acolo. De asta cu angajații mei mereu, toți colegii mei sunt foarte, foarte deschis legat de treaba asta. Vezi mașina, vezi cămașa, vezi că nu e de aici. Salariile, eu le-am plătit o bună parte din timp. Din banii tăi. Din strângi, banii mei, din cursuri. Și atunci în momentul în care eu îți dau un bonus, vezi că din buzunarul meu propriu zis. Este 100% de aici și eu le prezint colegilor mei că se poate de clar. Și momentul în care în sfârșit vom fi foarte profitabili, colegii mei vor ști că eu am stat 3, 4, 5 ani de zile până am ajuns în punctul ăsta. Și dacă eu ajung încă o dată să fac, nu știu, 100.000 de euro pe lună sau să vând pe nu știu câte milioane de euro, din punctul meu de vedere, jos pălăria, tot respectul. Și atunci încă o dată, la fel de raportul ăsta, tot respectul pentru el. Mă bucur foarte mult, sper să-l văd în cât mai multe mașini scumpe și toate cele, fiindcă merită. Fiindcă a construit ceva deosebit. Și sunt atât de puține exemple de genul ăsta. De asta ziceam legat de cartea mea. În momentul în care vezi atât de puțini oameni care reușesc cu adevărat să construiască ceva,
ești atât de, eu sunt atât de disperat să aflu cum, să văd dacă pot să implementez ceva în procesul meu de gândire, să văd dacă pot să preiau de la tine ceva în învățătură. Și atunci de asta mă interesează să vorbesc cât mai mult despre chestiile astea și să fac cartea asta de 200 de pagini, ca dacă cineva e inspirat, să vadă detaliile acolo, poate reușe să ajute pe cineva, poate nu, poate doar te distrezi. Eu încă o dată am scris de la început, asta este doar divertisment, nu zic că te învăț ceva. Și atunci încă o dată, când te gândești la antreprenoriat în România și te uiți la cifre, o să vezi că așa... e foarte, foarte rău. Este foarte, foarte rău. Chiar dacă par business-uri care merg foarte bine, când te uiți pe în finanțe, că sunt date publice, o să vezi acolo că este adesea foarte, foarte rău. Și sigur că unii mai fac anumite artificii și așa mai departe, dar pe total se vede când un brand, într-adevăr, deși are produse foarte bune și sunt oameni extraordinar de pasionați, tot nu funcționează modelul, ceva, piața nu răspunde. Sunt o mie de motive care încă o dată, uneori poate au luat cuptorul turcesc în loc să îl ia pe la nemțesc. Nu știi, sunt 1000 de decizii pe care le iei în mod constant și you hope for the best, sper să fie bine, dar în definitiv ți-am zis, sunt foarte puține exemple de genul ăsta. Dar asta, încă o dată, din obiectiv vorbind, o văz, n-are niciun sens. Noi nu avem cultura oatmeal, noi nu avem cultura porridge, noi am mâncat griș și orez cu lapte. Noi cu asta am crescut. Cred că a venit foarte mult la noi în zona asta de fitness, nu? În zona de chiar și slăbit și masă musculară. Eu doar așa l-am a intrat în cercul meu. Zic că din ce am văzut în toate comentariile, că eu citesc toate comentariile, eu răspund pe live chat, eu mă uit pe Instagram, pe Facebook, pe toate. Marea majoritate știau de terci de ovăz la un hotel în Grecia. Te duci la hotelul ăla, cobori acolo jos, e bufet suedez. Și ai acolo niște terci de ovăz, gri, fără niciun gust și spui tu acolo poate un pic de gem. Asta este experiența românilor cu ovăz. Noi, în schimb, ce am făcut aici este complet altceva și atunci îți dai seama cât de dificil este. E greu să faci o pizzerie, e greu să faci o șaormerie, e greu să faci orice tip de afacere care este foarte cunoscută. Okay? În momentul în care tu faci un business de genul ăsta ovăz, care nu există produs, nu există în cultura acelei nații. Faci și educație. Care costă. Și atunci e greu să faci o afacere încă o dată standard în care lumea înțelege și te concentrezi pe calitate toate cele și aia, dar măcar lumea știe ce e produsul. La noi lumea întreabă, domne, trebuie încălzită, să-i fac ceva, cum sunt atât de multe chestii și atunci încă o dată. Serios? Da. Sigur că dacă nu știi, lumea tot crede că un borcan este mic, din păcate, toată lumea crede că un borcan e mic, e foarte mare. 300 de grame este un mic dejun sau un prânz complet, 300 de grame este foarte sățios, ține de foame 3-4 ore. Dar din poze pare o chestie micuță, pare o dată de iaurt, e deloc asta. Și atunci încă o dată, deci pe lângă faptul că am pornit o afacere nouă, am început și cu ambalaje de sticlă, am început și cu miere. Și să te chinui. Exact, așa pare, sadomasul pe cuvânt. N-are niciun sens din punct de vedere al business-ului să iei atât de multe riscuri. Și atunci încă o dată mă întreabă lumea, ok, ești mulțumit de cum merge, totuși n-ai făcut bani, nu e profitabil. Prietene, am trecut prin pandemie, am trecut prin război, am trecut prin iOS 14, în care Facebook azi timp de 4 luni, se vede foarte clar în graficele mele cum s-au dus în cap. Dădeai 1000 de lei pe zi și aveai 15 comenzi, să zicem. Apoi dai 1000 de lei și ai 3 comenzi pe zi. Uite, aveam o chestie notată aici, dacă poți să... Cum reacționezi la asta? Sunt sigur că i-ar ajuta pe oameni partea asta de Facebook Ads, sigur. Dacă ai... Orice, tot așa, 1, 2, 3 chestii învățate de tine, pe banii tăi, pe bugetul tău. Chiar recent am vorbit cu cineva care m-a întrebat pe partea asta. Ovăz este preponderent online. Cam 80% din cifra noastră de afaceri este online. Este pe sistemul, pe site-ul vostru. Da, pe sistemul direct to consumer. Și pentru mine asta e foarte important, fiindcă dacă ție nu ți-a plăcut ovăz, cum se întâmplă din când în când, e prea dulce, e prea nu știu cum, sau a expirat înainte de termen sau ceva, pun mâna pe telefon și te sun. Salut, Andrei. Care e situația? Văd că nu prea ți-a plăcut. Mi-ai scris aici un mesaj că nu prea ți-a plăcut. Sau s-a întâmplat ceva. Care e treaba? Ok. Sunt tu? Care e prea dulce? Fie eu, fie colegii mei. Depinde de timp, depinde dacă mă ocup de cuptoare turcești sau... și alte cele, știi? Okay. Și avem feedback-ul ăla și avem relația cu tine. În schimb, dacă suntem la magazinul de la colț, care e peste tot și toată lumea vrea să fim în acel nu mai lanț, customer care-ul, că nu mai ai cum. Nu știi, nu mai comandă odată, nu se știe. Și atunci eu prefer foarte mult chestia asta, să am controlul ăsta. Pe lângă asta am banii imediat, ceea ce mă ajută la cash flow și am toată suma. Dacă borcanul e 16 lei, eu încasez 16 lei. Dacă îl pun acolo la magazinul ăla de, la care toată lumea îl iubește, că e foarte aproape de noi și e peste tot, eu iau 5 lei, 4 lei și iau un 60 de zile, 90 de zile. Și atunci eu practic fac o diferență de la faliment sau nu. Sigur că da. Și atunci o faci doar pentru brand awareness.
pentru publicitate. Eu nu vreau asta. Cât la sută e partea, că am văzut că aveți și abonamente? Sigur, da, foarte mică, foarte mică. Foarte mică. Da, îți dai seama, e, foarte puțin oameni înțeleg conceptul ăsta și e dificil să te arunci la un abonament. Dar crește pe măsură ce trec lunile și asta mă bucură. Dar revenind un pic la Facebook Ads, este extraordinar de dificil, fiindcă situația este încă exact cum e povestea cuptorului. Pare o alegere imposibilă. Cum e posibil ca într-o zi să ai 15 comenzi cu 1000 de lei sau 20-30 de comenzi și apoi următoarele zile la rând, fără să se schimbe nimic, absolut nimic, nu e Paștele, nu e altceva, ai 3 comenzi, 2 comenzi. Și zici, mă, dar cum e posibil așa ceva? Nu ai un pic de predictibilitate? De asta când mă întrebau anumiți antreprenori cu 20 de ani vechime când au șaormeria de la colț, ei știu că vara e așa, atunci e așa, când cu atâta ai vadul, e o afacere stabilă, e o șaormerie, e o clinică medicală, nu numai că știi care este istoricul dacă faci asta de 20 de ani. Și ai un Airbnb, ai orice, da, poți să... Există un istoric, în schimb la mine, Oatmeal, care nu există în România, sunt primul și singurul care face chestia asta, mă întreb de un istoric când există o volatilitate atât de mare. Atât de mare în costul de achiziție al clientului, spre exemplu. Păi și tu cum rezolvi asta? Că n-ai cum cred să rezolvi. Că ar fi din... Sau ce faci? Okay. Atitudinea este atitudinea domnului Mark, ca să zic așa cum mai glumim din când în când, e vrei să dansezi sau nu? Dacă nu-ți place modelul ăsta, dacă nu-ți place, tu te merge pe cu Google, ai încercat, nu merge. Din păcate nu, că noi avem o problemă în care se confundă intenția de informare când cauți semințe de chia, sau o văz pur și simplu, deci dorința de a te informa despre ingredientul respectiv sau cumpăra materia primă cu produsul meu finit. Și atunci este foarte complicat, fiindcă Google nu știe ce vrea omul respectiv. Pe TikTok poți să faci reclame? Da, facem asta și încă o dată. Eu excelez la partea asta și avem un cost de achiziție al clientului foarte bun. Acum pe TikTok suntem... Zici organic? Dacă ai cost de achiziție plătit. Da, exact. Deci CAC-ul, costul de achiziție al clientului, este pe TikTok undeva pe la 25 de lei, pe Facebook în perioade bune cam 35 de lei, foarte pe scurt chestiile astea tehnice, ROAS-ul este undeva între 3,5 și 4, ceea ce pare bun, dar din păcate costul transportului este foarte, foarte mare, deci nu este extraordinar. Dar încă o dată, nu ai cum să prevezi ce se va întâmpla. Acum se nici și pe TikTok? Adică e o problemă a Facebook-ului sau e o problemă în general? La Facebook este foarte accentuat. La Facebook este foarte accentuat și este o relație abuzivă, îmi place să-i zic, în care... Crezi că dacă cineva, tu sau hai să zicem cineva, să luăm mai general, ar lua banii pe care i-a avea de băgat în Facebook Ads și ar investi în... Nu există canal mai bun. Pe același canale, dar organic... Și investești și în echipă care să genereze content. Nu. N-ai același rezultate? Gary Vaynerchuk zice asta, dar nu, din păcate nu. Nu se poate, fiindcă acel conținut organic nu apare în fața oamenilor. Dacă nu plătești, indiferent cât de bun e contentul, nu apare. Trebuie să plătești. Dacă vrei să te joci... zona de Reel și TikTok, acolo teoretic... Tot nu. Încă o dată, e un joc foarte complicat, dar foarte pe scurt. Dacă nu ți asumi chestia asta, că uneori poate merge bine, uneori merge foarte rău și nu știi de ce, pur și simplu, e ca un zeu pe care nu-l înțelegi și faci ofrande și speri ca asta să fie bun. Se întâmplă uneori, mă uit cu orele și nu vin comenzi și apoi uneori se întâmplă ceva și domnul Marc zice, ok, hai, ia și tu. Dă-i și vin 5 comenzi imediat. Dă-i și lui Cristian, dă-i domnul la seavă. Deci fără nicio exagerare vin una după alta. Și de ce? Că mă gândeam așa, cumva, pentru cineva care începe, știi? Dacă... Iată-mă, mental înțelegi de dificil e asta, în care tu zici, ok, ieri am avut 120 de comenzi. Că n-ai predictibilitate, astăzi, da. Poate am 15. Cum faci echipa? Cum faci procesele? Și atunci, încă o dată, când te întreabă cineva, domne, cum estimezi că... Prietene, ce să estimezi? Ce să estimezi? Nu există, de asta nu există, e o afacere atât de imprevizibilă și domeniul ăsta al online-ului este atât de complicat. Încă o dată, site-ul meu are o rată de conversie foarte bună, de 4,5%, optimizez asta în mod constant, fac teste AB, lucrez în mod constant. 4,5%. Fenomenal, foarte mare, foarte mare. Deși unele persoane zic că e puțin, mie mi se pare extraordinar de bine. Compar cu ceva sau de ce zici că e mare? Că e media este de 2%. 2,5% dacă e ok. În general, across the board. Da. Și atunci, încă o dată, 4,5 este foarte, foarte bine și lucrez la asta în mod constant. Dar, încă o dată, chestia asta te omoară, în care pur și simplu nu știi ce să faci. În care uneori merge fenomenal de bine, alteori nu știi de ce nu merge. Pur și simplu, adică e o chestie în care, încă o dată, dacă n-ai va control, ploua sau nu va ploua. Da, sper că va ploua. Dar tu, în mod real, nu prea ai cum să încerci, mai faci o altă reclamă, mai schimbi, mai nu știu ce, dar dacă ieri a mers foarte bine,
apoi astăzi nu mai merge deloc bine, apoi mâine iar merge foarte bine. Prietene, n-am schimbat nimic, ce s-a întâmplat? A fost luni, marți, miercuri, ce s-a întâmplat? Da. Și sunt atât de multe chestii de genul ăsta, care încă o dată, dacă tu nu ești ok cu tine, n-ai cum să reziști. Că te omoară, te mănâncă. Fiindcă tot cauți pattern-uri, tot cauți niște tipare. Să rezolvi, să vezi. Exact, domne, poate meu și ceva, dacă fac lunea asta, dacă trimit newsletter-ul, poate, dacă fac reclama, nu știu cum. Dar în definitiv, îți zic, este... Mai zile oamenilor niște concluzii pe care le-ai tras, fie pe partea de rată de conversie pe site, fie cu Facebook Ads, orice i-ar putea ajuta dacă încep un business, okay. Dacă au... Sigur, asta cred că e foarte util. Chiar am vorbit recent cu un antreprenor despre asta. Pe scurt, agențiile care... Am lucrat până acum cu 5 agenții din România. Am lucrat cu cea mai mare agenție din România. Cea mai mare agenție mi-a oferit cea mai... O agenție ce face? Zice... Setează bugetul, te ajută pe partea de poze, de text, de creator, design, să zice. Design, copyright... Exact, în principiu cam de toate. Fac și reclamele efective, da, da, da. Campaniile. Da, da, da. Dar de obicei încă o dată, tu trebuie să vii cu poza la... Să faci fotografii la produs și așa mai departe, le dai câteva informații despre produs și ei apoi ambalează totul și targetează femei 18-35 din Buzău care sunt însărcinate. Și în felul ăsta, practic, ei te ajută să obții niște rezultate. Cea mai mare agenție mi-a oferit o pierdere, cred că de 20.000 de lei, ceva de genul ăsta, pierdere completă, ROAS-ul 0,2 sau ceva de genul ăsta, ceva foarte, foarte rău. Trebuia să fie investit în jur de 80.000 de lei ca să recuperez, să fiu pe zero și dura vreo 6 luni să fac asta. A fost o experiență teribilă și atunci am simțit prima oară gaslighting-ul în România. Cristian, nu ai pierdut banii, ai investit. Uite, ți-am cumpărat like-uri. Că ai branding, că ai ce? Exact. Prietene, eu nu sunt un gigant care are nevoie de brand awareness. Eu nu ți-am dat bani pentru media buy. Tu faci performance marketing. Performance marketing este, eu îți dau 1000 de euro buget pentru ad spend și tu ai conversii. Ai 50 de comenzi din aia, ai 100 de comenzi din aia. Nu e influencer marketing, nu e media buy, nu e altceva. Dar nu funcționează, nu știu, măcar în partea de contract. Bine, că ei n-au cum să garanteze, într-adevăr, dar... Nu, dar pur și simplu e vorba de approach-ul lor și apoi am fost foarte dezamăgit, okay. Am tot schimbat agențiile, le-am lăsat 6, 8, 10, 12 săptămâni pe fiecare ca să aibă un timp suficient. Foarte pe scurt, nu-ți recomand să lucrezi cu agenție dacă nu ai site-ul foarte bine făcut. Fiindcă presupunând că îl prins pe Dumnezeu de picior și lucrezi cu cea mai bună agenție, tot nu este ok dacă site-ul nu este corect optimizat. Și atunci chestia asta ajută fenomenal de mult, fiindcă odată cu aceeași 1000 de lei pe zi, deodată obții 30-50 de comenzi în loc să obții 10-15 și te ajută fenomenal de mult. Și atunci mai bine bagi câteva mii de euro, găsești un designer, bagi în site și apoi reclamele o să meargă mult, mult mai bine. Și atunci eu asta zice, mare grijă cu agențiile, poți să treci prin ele, trebuie să le lași un timp anume, minim o lună, că altfel nu ai de ce, minim 300 de lei pe zi, fiindcă altfel nu ai ce să faci. Așteaptă o perioadă, dacă ai ROAS peste 2, ROAS-ul este multiplicatorul, este return of investment, e destul de ok. Dacă ai 3, 4, este super, super bine. Tot ce e peste 4, dai pe trecet. Ai luat vreodată în calcul să faci tu la tine în intern? Am făcut asta, eu personal m-am ocupat și în momentul în care m-am ocupat m-a ajutat foarte mult. Fiindcă în momentul în care tu faci asta și executi, înțelegi tu, procesul. Exact, și... exact. Și sunt chestii de astea foarte clare în care eu ziceam, trebuie text mai lung. Lumea nu știe ce e ovăzul cu lapte. Hai să scriem acolo că nu are zahăr adăugat, că livrăm în toată țara, că e ambalaj de sticlă. Că asta le spune agenția. Și agenția zicea, nu, Cristian, hai să fie scurt. Păi de ce să fie scurt? Că dacă lumea nu știe ce e acolo și mă tot întreabă de 100 de ori în comentarii care e prețul, care e gramajul, dacă livrăm, trece-le acolo. Nu, Cristian, că e prea lung și nu citește nimeni. Și am spus, mă, prietene, fă acolo, te rog frumos. Și de fiecare dată când s-a întâmplat asta, am avut dreptate. Și atunci, încă o dată, e foarte important ca și tu să ai o oarecare experiență, fiindcă, în definitiv, ce nu vrei este să chemi un instalator să zici, auzi, fă tu așa, ia cheia de 17, fii atent, zic eu cum să faci, uite, fă așa. Nu vrei să faci asta, de-aia l-ai luat pe profesionist. Pe partea cealaltă te ajută mult în momentul în care știi cât de cât despre ce e vorba. Când te duci cred la mecanic și știi și tu, simt din toate punctele de vedere, când știi cât de cât despre ce e vorba, nu poate să te păcălească. Și atunci este foarte important să faci și tu o chestie de asta și să ai un echilibru între câte bași tu să zici, mă, eu cred că textele mai lungi merită. Uite ce am scris eu cam asta sugerez, voi ce ziceți? Și am testat, da, sau... Eu așa părerea mea, nu vii și zici, ok, facem așa, că încă o dată, dacă știi tu tot, păi execută tu tot. Da. Știi? Și apoi o altă chestie care este extraordinar de importantă,
Încă o dată, agențiile nu îți garantează niciun fel de rezultatele și adesea îți iau 10% din buget. Asta este mega, mega important. Mie mi s-a părut... Adică ăsta e singura plată către ei? În general, ăsta este practica standard. 10, 12, 15%. Ok, am 10.000 de euro de băgat, 1.000 de euro minim indiferent e plata lor și după îmi cheltuie bugetul. Da. Este foarte dificil de acceptat asta și eu am fost ultragiat o bună perioadă de timp, fiindcă obiectivul lor nu este ca din 1.000 de euro să-ți producă vânzări de 15.000 de euro. Uh-huh. Ei vor ca tu să cheltui mai mult. Financiar vorbind, ei vor ca tu să nu cheltui 1.000 de euro pe lună, ci 10.000, 50.000. Ai plata lor. Și atunci e un conflict de interese pe care încă o dată în mintea mea n-am putut să reconciliez chestia asta. Conflict de interese. Uh-huh. De ce n-au ei o sumă fixă sau, mă rog, o... Fiecare, sigur, știu, ideea e în felul următor, că înțeleg și partea cealaltă. Nu e nimeni care vrea să te păcălească. În definitiv, dacă tu ai site-ul varză, ei încearcă, se străduiesc, dar n-au cum să facă să meargă super bine. Te uiți la niște site-uri din România, te crucești, nu-ți vine să înțelegi. Deci degeaba dacă site-ul e varză, ei poate să facă orice, oricât. Și atunci înțeleg și chestia asta, că n-ai ce să faci. Trebuie totuși să mănânce și ei și atunci înțeleg. Dar eu personal acum nu mai lucrez pe partea asta cu procent, fiindcă încă o dată simt că este un conflict mare de interese. Dar în general nimeni nu o să accepte asta și nimeni, apropo, nu o să accepte procent din vânzări. Iarăși o chestie importantă. Te rog, Andrei, vii, lucrezi la mine, îți dau 10% din ce producem. Nu merge asta. Dacă site-ul meu e varză, dacă produsul e varză, degeaba. Și atunci cu ce te încălzește pe tine? Tu ai angajații tăi, ai chiria, ai toate cele. Dacă produsul ăsta nu este suficient de bun, degeaba. Știi? Și atunci nu-ți permiți să crezi că ok, din asta se va vinde într-adevăr foarte bine și așa mai departe. Preferi flat fee sau procent. Deci încă o dată, nu sunt diabolici, pur și simplu, ăsta e mersul. Am mai intrat în lucrurile astea, încerc să intuiesc ce ar mai interesa pe oameni, știi, așa pe final de aflat. Mai aveam notat aici o chestie, dar ai mai menționat de site, ai mai scris într-un articol că ai umblat la el de vreo 8 ore, adică da, tot foarte făcut îmbunătățiri. Cred că, uite, o chestie care mie mi se pare foarte importantă, nu știu cât de mulți o să rezoneze cu asta, dar e foarte important. Cred eu ca o firmă, în momentul în care greșești, acolo vezi calitatea unei firme. Fiindcă, încă o dată, noi mai greșim, încă o dată, suntem o mână de oameni, nu avem echipă de customer support, nu avem un birou separat cu oameni care se ocupă cu chestiile astea, nu avem divizii, nu avem chestii de genul ăsta. Într-o firmă faci și aia, e foarte complicat. Mai ales la nivelul ăsta mic. Toată lumea crede că suntem, nu știu, un brand incredibil, o corporație cu etaje, cu toate cele și atunci vii cu anumite pretenții, când ești un gigant care are 10 milioane, 100 milioane de euro profit. Sunt complet de acord, prieteni, să ai pretenții. Ai o aplicație, nu știu ce, încă o dată, dita firma, o grămadă de bani, finanțare, prieteni, ai niște pretenții. În schimb, noi suntem, încă o dată, suntem 14 oameni. Uh-huh. Încercăm să facem ceva, încercăm să facem niște produse care nu ne iese mereu. Uneori, încă o dată, ananasul este mai copt, uneori gustul e diferit, uneori mierea e mai puțin dulce, gustul e diferit, uneori sunt coji, fiindcă folosim prune adevărate, smochine adevărate, găsești coji. Și mănânci și zici, mamă, de ce e coaja asta aici? Fiindcă e fructul adevărat. Calitatea unei firme se vede în momentul în care tu ne suni și zici, prietene, de ce mi-a expirat asta cu ananas mai devreme? Și eu zic, mă, îmi pare rău pentru treaba asta, uite, hai să vedem cum o rezolvăm. Da, ananasul a fost mai copt în lotul respectiv, vedem cum o rezolvăm. Îți dăm un voucher, vedem ce și cum o înlocuim, găsim o soluție, discutăm cu tine. Dar pentru mine asta mi se pare că este valoarea unei firme, modul în care relaționează cu tine în momentul în care ai greșit. Și uite, eu am postat recent despre chestia asta și mai mulți prieteni m-au întrebat, mama, au fost multe plângeri sau ce s-a întâmplat? Nu, dar dacă ai 2000 de comenzi și ai 0.1% plângeri, înseamnă doar 20 de comenzi sau câte o fi, eu vreau să le adresez. Ca să știe lumea, prieteni, suntem 14 oameni. Deci sunt eu, e Mirela, e Ionuț, adică suntem o mână de oameni, înțelegi? Și încercăm să facem unele mai greșim, dacă am greșit îmi pare rău. Ajută-mă, te rog, să fii mai bun. Mi se pare că poate mai degrabă de la oamenii care au avut o plângere și poate e tratat în modul ăsta, poate ei mai degrabă dau mai departe, bă, uite... Sper, au fost băieți buni, poate nu toți, dar eu îmi imaginez că publicul care ar face asta și ar avea o discuție telefonică cu tine pe tonul ăsta, ar zice mai departe, bă, uite, știi, am avut o experiență, o trec în gărata de experiențe bune. Sigur, da. Unii rămân dezamăgiți că totuși au fost nemulțumiți, curierul a întârziat și așa mai departe. Noi nu avem ce să facem, nu sunt curierii noștri. Lucrăm cu cele mai bune firme de curierat din România, le plătim o căruță de bani. Uneori oamenii întârzie. Din diverse considerente, dar noi ne asumăm chestia asta. Zicem, ok, îmi pare rău pentru transport, suportăm noi pierderea, asta este. Dar încă o dată asta zic, calitatea unei firme cred că se vede în modul în care răspunde la probleme și în care nu le ascunde. Eu puteam să nu zic nimic de ăștia 20 de oameni.
știi, care au avut experiență neplăcută, fiindcă sunt alții 1900 nu știu câți care au fost super ok. Dar eu am preferat să arăt chestia asta, fiindcă încă o dată mi se pare că e important să fim transparenți. Dacă eu vreau să fac ceva cu brandul ăsta, e important ca tu să ai încredere în el. Și în momentul în care greșim, în momentul în care se întâmplă ceva ce nu ar trebui să se întâmple, îmi asum, asta este, știi, și îmi asum toate consecințele. Dar trebuie să știi că nu era intenție. Nu e că nu ne pasă, ne străduim, uite și acum s-ar putea să trecem pe plastic reciclat. Nu este plastic de unică folosință, este plastic reciclat, care practic, mă rog, nu intră, da, nu intră okay. În detalii. Și atunci încă o dată lumea s-ar putea să zică, păi tu, Cristian, ai zis că fără plastic, de miliarde de ori fără plastic. Păi și atunci cum facem? Cum de te-ai schimbat? Nu mi-a schimbat principiile. Și încă o dată le schimb ușor. La fel și aici folosim miere în limonade, dar acum mergem pe sirop de curmale în ovăz și în biscuiți ca să fie vegan. Asta nu înseamnă că mierea deodată nu mai e bună, deși eu am tot zis în mod constant că miere, că miere. Nu, pur și simplu se fac anumite schimbări, dar eu în definitiv eu îmi păstrez principiile și atunci cred că asta trebuie să conteze. În momentul în care tu rămâi veritabil, te păstrezi cu acele principii cu care ai plecat și pe care le-ai promis. Că dacă tu ai promis că încă o dată nu faci produse cu chimicale și eu zic ok, bun, uite, magazinul ăla de la colțul blocului, supermarketul ăla de peste tot, zice, mamă, foarte bună limonada, dar ce poți să bagi în ea ca să reziste 10 zile, 20 de zile? Cum poți să faci o văzut să reziste 30 de zile? Nu pot. Păi zic, prietene, nu pot, că e produs natural, nu are nimic. De-aia și la oameni mai fermentează uneori din când în când, că e produsul tău asta natural. Dacă îl ții mereu aici pe masă, normal că o să fermenteze, trebuie mereu la rece. Asta este, fără chimicale, fără conservanți. Nu suntem obișnuiți. Asta este, asta se întâmplă. Și atunci... Da, e și o chestie de proces. Sigur că da. Nu am de gând să fac chestia asta. De asta rămânem pe sistemul ăsta și o să ne fie greu în continuare să creștem, că încă limonada e nepasteurizată. Expiră repede, se va schimba culoarea menta asta în câteva zile. E la fel de bună. Cred că a înțeles lumea că într-un business e foarte important să facem pe chestia asta și de calitate și de corectitudine. Sigur că, dar doar că încă o dată nu prea găsești așa ceva și de asta tot insist, fiindcă încă o dată unei persoane educate în spațiul ăsta care lucrează în Horeca sau ceva, înțelege cât de dificil este normal. Să... Da, și încă o dată, eu zic aici, doamne, folosim menta adevărată. Și lumea zice, păi, ce altceva să folosești? Cum adică ce altceva să folosești? Nimeni nu folosește menta adevărată, nimeni nu folosește ananas. Cât de greu este să primim ananas în fiecare zi, să-l cărăm pe scări, să stăm să-l decupăm pe fiecare în parte și încă o dată, nu vorbim de 10 comenzi, vorbim de mii de comenzi și stăm și-l decupăm și-l facem și-l tăiem, de asta arătăm pe TikTok și în toate cele și ghimbirea adevărat și stăm și-l decojim pe fiecare în parte și te gândești, păi da, ce, nu toată lumea face asta? Nu, prietene, nimeni nu face asta! Da. Nu pe nimeni, hai să nu exagerăm totuși. Se vede că se trezește pasiunea asta în tine. Păi nu, dar încă e o mare problemă în care lumea nu are de unde să știe chestiile astea. Dacă nu lucrezi în spațiul ăsta, tu n-ai de unde să știi că nimeni nu folosește nimeni. Încă o dată, exagerez. Da. Că mai nimeni nu folosește ghimbirea adevărat, fiindcă e mult mai simplu să folosești esențe. Creme cu gust de ciocolată, creme cu gust de vișine. Noi folosim vișine adevărate. De ce să folosim altceva? Dacă avem prune românești, folosește prune românești. Ce nu va folosești creme cu gust de prune? Că alea nu sunt. Sau încă o dată, concentrat de lămâie. E complet altceva față de sucul natural de lămâie. Și atunci încă o dată, lumea nu are de unde să știe asta. De asta eu în mod constant pe unde ies, pe unde apar, vorbesc despre chestiile astea și pe unele persoane îți dai seama că le deranjează, că pare așa stupid. Normal că folosești ananas adevărat. Nu! Mai nimeni nu face asta și atunci de asta este atât de dificil în momentul în care... Da, e și o normalitate cu care am crescut obișnuit cu toate produsele astea din supermarket. Poate nu-ți treci mereu prin filtru sau nu treci pe ingrediente sau... Uite, îți dau un exemplu foarte clar pe care l-am făcut. La un moment dat am avut vreo 16 persoane la ovăz. Prieteni, tot felul, cunoscuți, nu știu ce, și am făcut vanilie adevărată și vanilie artificială. Vanilia adevărată era mult mai scumpă, de 3 ori mai scumpă, ceva stupid, absurd. Pasta aia foarte scumpă. Bun, și am dat, ok, blind taste test. Deci, ori fără să știi, A și B, știi, care îți place? 90% au ales-o pe aia falsă, aia mai ieftină, artificială. De ce? Fiindcă așa pare aia de asta adevărată. Ăla-i gustul de vanilie. Ăla-i gustul. Și am rămas așa, prietene. Fiindcă încă o dată, dacă tu nu știi că așa are gust ananasul sau că zmeura are sâmburi, încă o dată îți dai seama, iei iurea pe o dată și simți niște particule. Zici, da. Ce n-ai pe astea? Prietene, e normal, ăla e fructul. Și atunci încă o dată, eu țin foarte mult la chestia asta să povestesc despre chestiile astea, deși e foarte greu să știi, e foarte greu fiindcă în loc să am grijă de să optimizez costurile și să am ședințe, să optimizez productivitatea și așa, stau să fac TikTok-uri. Și pentru mine, ca antreprenor, să știi că mi este un pic dificil, fiindcă încă o dată eu nu am carisma asta, eu nu sunt făcut să fiu influencer și nu vreau să fiu influencer. Dar dacă eu nu vorbesc că asta este menta adevărată care se depune și trebuie să agiți sticla ca să
să te bucuri de toate. Dacă eu nu fac asta, produsul nu se vinde. Că lumea se uită și zice, mamă, dar ce e aici negru la fund? Că nu știi așa ceva, că în altă parte nu vezi așa ceva. Da. Și atunci, asta este chestia. Eu sunt într-o poziție aici foarte dificilă, în care practic trebuie să mă fac influencer ca să mă asigur că Ovăz va avea succes. Ziceai că ai colaborat și cu niște influencer pe partea de promo. Cum, unde pui, în ce galeată pui experiența? Este ok, este ok, dar asta o să zic despre asta, este ok, prefer totul să lucrez cu influencer foarte mici. Cu micro-influencer, da. 5.000-10.000 de oameni, prefer mult mai ok. Poți să povestești doar ce ești ok să faci share? Da, foarte pe scurt, nu merită. Oricât de mare ar fi vedeta și oricât de mare ar avea buget. Mă rog, pentru noi la nivel. Nu, dar sunt și pentru micro-influencer, adică să luăm cazul pozitiv, dacă vrea cineva, are nevoie de tipul ăsta de colaborare. Sigur că da. În regim barter pentru noi e cel mai bine. Îți dăm produsele, pe lângă asta facem totul. Ah, ok. Adică asta este super ok și pe lângă asta mai facem și concurs cu premii în produse. Adică ok, să faci, nu știu, like, un comentariu, cel mai bun produs o văd sau la ce te gândești când te uiți la sigla noastră și așa mai departe și dăm produse cadou. În stilul ăsta lucrăm. Încă o dată, cel mai mult e vorba că acei influenceri mici sunt mult mai veritabili, sunt mult mai autentici. Și atunci asta este partea cea mai interesantă pentru noi. Pe partea cealaltă, pentru cei care totuși se gândesc, ok, bun, strâng 5.000 de euro și lucrez cu artistul A, știi, de cea mai înaltă calitate, nu o să faci banii respectivi înapoi, nici măcar 30%, poate vei face 30%, într-un caz foarte, foarte bun, când ai ceva foarte larg, deci ceva foarte, foarte larg, gen mâncare, spre exemplu, limonadă, toată lumea bea limonadă, să zicem, știi, lucrezi cu cel mai mare influencer, poate faci vânzări cât de cât, sau încă la altă, dacă apar la cel mai mare post de TV, lider de audiență, seara, lider de audiență și toată lumea se uită tot așa, nu o să merite. Dacă scoți plătești, banii din dacă ai nu merită. Încă o dată. Dacă dai 5.000 de euro, dacă faci 2.000 de euro o zi, mulțumesc. Ok, la televizor și atunci, mă gândeam totuși că ar fi mult mai... Prefer oricând TikTok. Decât televizor. TikTok. Da, și TikTok pe sistemul în care dau eu drumul și mai greșesc. Antreprenor român, credeai că un antreprenor român o să zic asta în 2022? Da, e... Prefer TikTok-ul decât reclama... Da, să fiu la mainstream, încă o dată, lider de audiență, nu doar pe un canal oarecare, într-un așa. Nu merită pe scurt și atunci eu nu aș face chestia asta. Am încercat asta, că de asta lumea se întreabă, ok, în ce ai băgat aproape 300.000 de euro în Ovăz? În tot felul de chestii, inclusiv asta. Și pe scurt, pentru noi, nu a meritat. N-a meritat. Hai să-ți dau niște întrebări cu răspuns scurt, la modul o propoziție, o frază. Dacă mâine ar trebui să începi un business, ce ai face și să nu fie în domeniile în care ai activat deja? Sigur. O să fac mai departe un SaaS. Un Software as a Service. O platformă online care poate fi folosită internațional peste tot. Cum este Smart Bills, de exemplu, sistemul de facturare. Adică, na, ai o chestie doar pe calculator. Nu, pur și simplu, adică orice fel de chestie, sau nu știu, Basecamp sau orice fel de soft care te ajută să faci ceva, oricare ar fi. Ok, deci te întorci la partea Da, sigur. Tehnică, corporate, un pic așa. Exact. Dacă mâine ar trebui să iei același business de la capăt, ce ai face în primele 3 luni? Același business, foarte, foarte dificil. Nu știu dacă aș face ceva. Ai face ceva diferit în primele 3 luni? Probabil, eu ce am greșit inițial. Da, sigur. Ce am greșit inițial am fost într-un mall din București, voiam să intru în toate mall-urile și asta a fost o greșeală mare. Și mă bucur că am ieșit din mall-uri înainte să fie foarte problematic. Când a fost pandemia, chiriile în mall-uri au continuat. Deci era în aveai contract, da. Și nu aveai ce să faci. Deci dai mii și mii de euro pe lună, zero timp de luni. Da. Zero încasări, asta mă falimenta. Eu aveam de gând să fiu în toate mall-urile din București. Am intrat doar în unul și apoi m-am supărat făcut cu magazine. Okay. Și atunci cu siguranță nu aș mai intra în asta, cu siguranță m-aș băga tot așa pe online. Super. Cea mai mare frică de când ai început? Nu de când, ci când ai început. La început. Deci în primele luni. Cea mai mare frică. Da, nu gândesc în termenii ăștia, n-am ceva. Cea mai mare provocare? Nu, probabil asta cu educația. Asta este cea mai mare. E mai mult problema cu mine că nu poate. Eu nu vreau să fiu influencer. Eu nu vreau să apar nicăieri. Eu sunt o persoană foarte privată. Nu-mi place să vorbesc despre bani, despre nimic, să vorbesc despre viața mea personală. Fac asta doar pentru o văză. Atât. Încă o dată. Nu e vorba că îmi displace să discut cu tine. E vorba că sunt o persoană privată. Nu vreau să strige lumea la mine pe stradă. Când, uite pe Cristian la o văză! Nu știu dacă o să aibă forma efectul ăsta momentan, dar... Anyway, vedem, cine știe, poate. Ideea este că asta e chestia. Asta, să zic, într-un fel că mi-am încălcat pe suflet, nu aș fi apărut la televizor. Și am făcut-o doar pentru Ovăz, fiindcă știam că e necesar pentru brand. Nu aș face TikTok-uri, nu aș face toate cele, încă o dată, nu fiindcă nu-mi place.
nu fiindcă nu te respect pe tine ca privitor, ci fiindcă nu ăsta sunt eu. Nu sunt carismatic, nu sunt influencer, știi? Sunt o persoană privată cu chestiile mele și atunci dar am făcut chestia asta și a fost foarte greu să fac chestia asta, fiindcă am simțit că brandul are nevoie. Și știam că dacă nu fac asta și nu fac din ce în ce mai bine, brandul ăsta nu o să reușească, fiindcă încă o dată lumea nu are de unde să știe că noi folosim mierea adevărată la un producător local decât dacă o zic de 100 de ori. Dacă nu zic de 100 de ori, lumea nu o să știe și mă compară cu... Și să înțeleagă că faci asta și după să înțeleagă și beneficiile și să realizeze că nu toți fac asta. Adică sunt niște... Exact. Sunt multe. Și atunci... Hai să mai vedem. Te rog. Recomandă-i unei persoane care începe un business ceva. Neapărat să citească cât mai mult, să asculte cât mai mult. Eu sunt mare fan Audible și tot ce consum și pe YouTube și orice încerc să ascult cât mai repede. 1.5, 2x, 2.5x dacă se poate. Știu că sună. După care e procesul tău? Prefer oricând să ascult de două ori o carte cu adevărat bună, dar până găsești o carte cu adevărat bună treci prin 2, 3, 5, 10 care sunt proaste. Și atunci prefer oricând să ascult o carte proastă rapid pe 2x și apoi dacă e ceva necesar și e foarte ok, bun, foarte mișto, asta hai să revin, să mai ascult încă o dată. Ce mai important lucru într-un business? Variază la business la business, la afaceri la afaceri, n-aș putea zice, fiindcă încă o dată, variază foarte mult, depinde foarte mult în ce activezi. Hai să vedem, încă o întrebare, cel mai bun skill de avut în mediul profesional de business? Din nou, răspuns scurt, ce îți vine prima oară? Încă o dată, cel mai mult să fii împăcat cu tine, dacă ești împăcat cu tine o să poți să excelezi. Da, 100%, 100%, fiindcă trebuie să lucrezi la asta, nu te naști cu asta. E o chestie la care lucrezi, te duci, devii din ce în ce mai bun. Și atunci dacă faci asta, poți să înveți după aia Microsoft, PowerPoint, Excel, poți să înveți să fii un lider mai bun, poți să înveți să faci multe, multe alte lucruri, dar doar dacă tu ești trebuie ok. Trebuie să faci prima oară pasul ăsta. Exact, exact. Super. Cred că încheiem aici discuția. Am zis la un moment dat că e posibil că simt eu că o să batem recordul de 2 ore și un pic pentru podcast, de la podcastul trecut și am făcut chestia asta. Îți mulțumesc de discuție. Mi-am dat seama că am uitat ceva în introducere. Ziceai că o să dai cartea asta cuiva din comunitate și pentru cei care s-au uitat până acum, până la final, lasă un comentariu cu eu mă gândeam să răspund la întrebarea din ce ar vrea ei să facă un milion. Super, sună foarte cu gândul că noi am discutat că se pot face din multe lucruri, dar e important și... Sigur, din ce ar prefera. Sau dacă au vreo întrebare legată de tot ce am discutat și asta cea mai bună întrebare. Ok, deci cea mai bună întrebare sau răspuns la asta din ce îi face un milion. Exact. Facem noi un random, nu știu, o săptămână, ceva de genul, după ce postăm. Cartea o trimitem la voi. Ce să mai menționez încă o dată de Formaio Academy, ai link-uri în descriere. O să punem link și cu produsele OVS dacă vrei să le încerci. Sigur. Eu îi mulțumesc lui Cristian, mai vrei să transmiți ceva oamenilor? Nu, totul bine. OVS.ro, atâta tot. Sper că produsele o să fie exact așa cum te-ai așteptat. Am vorbit foarte frumos de ele, sper să fie exact cum am descris. Super, mersi mult de tot, a fost o plăcere discuția, hai să vedem ce iese. Ne vedem la episodul 5.